evenimentul de astăzi. Vă salut la tradiționala conferință postelectorală organizată de Asociația Promolex, la care vor fi prezentate principalele constatări și probleme identificate la alegerile parlamentare anticipate de 19 iulie și dezbătute, desigur, recomandările propuse de către misiunea de observare a Asociației Promolex. Evenimentul este organizat sub auspiciile Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte și are drept prim scop facilitarea dialogului dintre factorii de decizie, autoritățile publice, societatea civilă, partidele politice și partenerii de dezvoltare, în vederea îmbunătățirii legislației electorale și a practicilor electorale, în conformitate cu standardele internaționale în materie electorală. De aceea, nu pot să nu remarc interesul sporit pentru acest eveniment și văd că suntem deja peste aproape 60 de participanți și vreau să salut reprezentanții Comisiei Electorale Centrale, a Președinției, a Parlamentului, a mai multor ministere, Ministerul de Interne, Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției, Ministerul de Externe, mai multor agenții, a colegilor din societatea civilă, a partenerilor de dezvoltare și, desigur, a reprezentanților partidelor politice. Fapt pentru care vă mulțumesc foarte mult, apreciem acest lucru. Înainte de a oferi cuvântul de salut domnului Ion Manole, aș vrea întâi să vin cu unele precizări de aspect de ordin tehnic și organizatoric. Așa cum au scris și organizatorii în chat, este disponibilă și traducerea în limba engleză. Deci, cei care au nevoie de traducerea în limba engleză pot accesa în bara de jos globulețul și unde scrie interpretation. Să selecteze canalul English. La fel, evenimentul este transmis pe privesc eu, așa că dacă cumva colegii dumneavoastră nu doresc să urmărească acest eveniment, îl pot privi acum live pe privesc eu. Evenimentul este programat să dureze 2 ore și jumătate și este structurat în două paneluri, două sesiuni. Prima dedicată prezentării raportului final al misiunii de observare Promolex, al constatărilor și recomandărilor și a doua dezbaterilor. Deci sper ca să o să avem dezbateri, intervenții succinte la subiect și că vom avea într-un final un eveniment interesant cu dezbateri productive. Atât pentru început, o să ofer cuvântul domnului Ion Manole, președintele asociației, director executiv al asociației Promolex. Ion Manole, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos, Elena! Bună ziua tuturor! Mă bucur foarte mult să ne revedem, chiar dacă nu ne putem încă vedea fizic, cel puțin online avem această posibilitate. Eu, în primul rând, aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru interesul dumneavoastră și pentru această disponibilitate de a participa la discutarea concluziilor, dar și a recomandărilor pe care le are de fiecare dată Promolex. În acest context, astăzi vom prezenta raportul nostru final pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și eu aș dori foarte mult să vă mulțumesc tuturor încă o dată pentru că ați dat curs acestei invitații și v-ați alăturat acestor discuții, iar despre importanța unor astfel de discuții și dezbateri, noi vorbim de fiecare dată atunci când apar diferite situații în societate, în special în campaniile electorale. Deci, dezbaterile de acest gen sunt necesare, sunt mult mai utile și mai echilibrate între alegeri, în perioada în care nu suntem într-o campanie electorală. Pentru că toată lumea trebuie să-și manifeste interesul nu doar în campanie electorală, dar între campanii, în special pentru a reuși să analizăm la rece toate problemele care există și în așa fel să identificăm cele mai bune soluții pentru corectarea problemelor pe care le identifică cel puțin societatea civilă.
În același timp, astăzi este 15 septembrie și din 2008 comunitatea internațională este în această zi Ziua Internațională a Democrației. Știm cu toții că această zi are o dublă importanță. De o parte, sărbătorim în această zi democrația, dar și ne amintim despre importanța promovării și protejării acestor valori universale. Una dintre principalele valori și, de fapt, temelia democrației este dreptul de a alege și de a fi ales, cu respectarea tuturor celorlalte drepturi și libertăți care definesc într-un final alegerile drept libere și corecte. Un lucru foarte important pe care aș dori aici să-l subliniez este faptul că pentru democrație și drepturile omului trebuie să luptăm continuu. Calea spre o democrație autentică este destul de nevoioasă, destul de lungă. În schimb, aceste cuceriri democratice se pot pierde foarte ușor și au consecințe dramatice nu doar sau nu numai în plan politic sau istoric, ci și economic și mai ales social. Iată de ce este important ca pentru democrație să luptăm, să fim atenți, să contribuim fiecare continuu. Totodată, dacă îmi permiteți, vă rog să ne amintim și despre rolul important pe care îl are o societate civilă într-o democrație autentică. Nu în zadar, regimurile nedemocratice sau anumite grupuri de interese atacă și limitează spațiul de activitate al organizațiilor neguvernamentale. Iar eu, ca parte a acestui grup de persoane, sunt mândru de contribuția pe care o au constant organizațiile societății civile din Republica Moldova în eforturile acestei țări de a construi un stat drept și democratic cu o societate liberă în acest spațiu al Europei. Datorită expertizei și contribuției lor, numeroși colegi de-ai noștri din societatea civilă astăzi deja se găsesc în diverse instituții ale statului și nu ne rămâne nimic altceva decât să sperăm că această experiență și cunoștințe pe care le au, expertiza lor pe care au căpătat-o în societatea civilă, va fi de folos în exercitarea acestor funcții de stat, dar și pe măsura a competențelor și așteptărilor cetățenilor. În același context, de fapt, aș vrea să profit de această ocazie și să-l felicit pe colegul nostru Pavel Postică pentru desemnarea lui de către președintele țării la Comisia Electorală Centrală. Personal îl cunosc foarte bine și sunt sigur că este cea mai bună alegere pe care o avea și o putea face președintele țării. Experiența obținută de Pavel ca director de program la Promorex, dar și șef al misiunilor de observare, este una foarte valoroasă și necesară a instituțiilor statului la această etapă. Este o responsabilitate enormă, dar sunt sigur că cei doi reprezentanți ai societății civile vor avea la cec sau și la cec rezultatele bune și le dorim succes pe această cale. Așadar, Promolex este una dintre cele mai active și puternice organizații din această parte a Europei, care, după cum bine știm, promovează și apără drepturile omului. Iar din anul 2009, Promolex a desfășurat misiuni de observare la toate scrutinile din Republica Moldova, inclusiv la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Aceasta a fost a 21-a misiune de observare a Promolex și a fost posibilă, de fapt, datorită experienței, dedicației, competenței, echipei, dar și rețelei noastre de observatori naționali, cărora țin să le mulțumesc și pe această cale. De asemenea, aș dori să apreciez eforturile noastre, nu au fost posibile fără suportul donatorilor și partenerilor noștri. Misiunea de observare a alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, inclusiv prezentul raport și prezentul eveniment, sunt posibile datorită suportului financiar al următorilor parteneri și instituții partenere. Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, USAID, prin programul Democrație, Transparență și Responsabilitate, Consiliul Europei, prin proiectul Suport pentru Observarea Civică a Alegerilor Parlamentare Anticipate din 2021 în secțiile de votare create în străinătate, precum și oficiul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos la Chișinău, prin proiectul Suport pentru Informarea Cetățenilor și Observarea Civică a Alegerilor Parlamentare Anticipate în secțiile de votare create pentru alegătorii din regiunea transnistreană. De asemenea, cunoașteți că am avut și componenta discursului instigator la ură, care a fost ținută de către Fundația Soros, prin Departamentul Justiției și Drepturile Omului,
prin proiectul Consolidarea unei platforme de dezvoltare a activismului și educației de drepturile omului în Republica Moldova, etapa a patra. Colegii mei pe parcursul acestui eveniment vor veni cu cele mai importante constatări, cu cele mai importante recomandări ale misiunii de observare, al celei de a 21-a misiuni de observare pe care Promolex le-a desfășurat din 2009 cu așa cum vă spuneam anterior. Și credem că odată cu noua componență care probabil mâine, poimâine va fi votată în Parlament, dialogul dintre societatea civilă, rezultatele privind necesitatea și modificarea consistentă a codului electoral vor căpăta o viteză mai mare, vom reuși să corectăm anumite probleme pe care le sau asupra cărora insistăm de ani buni. Credem că Parlamentul acum are toată posibilitatea pentru a vota rapid, eficient acele recomandări pe care societatea civilă le promovează de mai mulți ani. Vă invit pe această cale încă o dată să avem un eveniment eficient, cu discuții importante, cu discuții consistente și vă invit să fim activi pentru a participa la acest eveniment și a oferi posibilitatea tuturor actorilor interesați pe substanță să vorbim și să contribuim la discuțiile de astăzi, pentru că ele vor avea importanță mare pentru viitor. Eu vă mulțumesc și ofer posibilitatea următorilor colegi. Mulțumesc mult, domnule Manole. Am reținut câteva idei din discursul dumneavoastră de salut. Una este că societatea civilă puternică este o cheie importantă pentru societatea democrată și al doilea este că efortul cel pe care îl prezentați, rezultatul efortului pe care îl prezintă astăzi Promolexul este de fapt rezultatul unei echipe, un lucru destul de complex și consistent. Deci, asta e. În continuare vreau să ofer cuvântul domnului Cimil, președintele Comisiei Electorale Centrale. Domnule Cimil, aveți cuvântul. Mulțumesc, onorate doamne, stimați domni. Vreau și eu să vă felicit pentru organizarea conferinței post-electorale, concluzii și recomandări ale misiunii de observare Promolex, cu privire la legile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. Sunt onorat să vă salut din numele Comisiei Electorale Centrale și țin să vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această conferință post-electorală, pe care o găsim extrem de importantă, în special în urma petrecerii scrutinului parlamentar anticipat din 11 iulie curent. Iarăși, ca de fiecare dată, organizarea legilor parlamentare anticipate a fost o provocare din mai multe aspecte, din aspecte financiare, organizatorice, pregătirea a cadrului legislativ și mai ales a situației pandemice cu care ne-am întâlnit și în acest scrutin. Desigur că autoritatea electorală a fost nevoită să adopte un șir de măsuri speciale care ar permite respectarea dreptului cetățenilor Republicii Moldova la liberă alegere, drept garantat de către Constituția Republicii Moldova, precum și de alte acte normative internaționale. Dar trebuie să menționăm și acele restricții care au fost adoptate de către Comisia Națională Extraordinară pentru Sănătate Publică în condițiile situației pandemice. Astfel, contextul petrecerii alegerilor anticipate a fost unul special, însă credem că ne-am isprăvit și urmează să vedem, să culegem acele note care au fost puse de către observatorii naționali și observatorii internaționali. Aducem mulțumiri reprezentanților Asociației Promolex pentru o contribuție semnificativă la dezvoltare și îmbunătățirea proceselor electorale din țara noastră. De exemplu, din cei 1800 de observatori naționali acreditați de către CEC în cadrul ultimilor alegeri, 1186 de persoane au fost din partea Promolex, ceea ce reprezintă 66% din numărul total de observatori naționali acreditați. De asemenea, în perioada electorală am avut parte de solicitări de informații din partea Asociației Promolex, ce vizează discursul de ură și instigarea la discriminare în spațiu public și mass media.
Astfel, CEC a înregistrat două contestații și o sesizare care au vizat acțiunile concurenților electorali, adică pretensiile acțiuni de instigare la ură și discriminare, și au fost remise spre examinare conform competenței Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurării egalității. Comisia Electorală Centrală își continuă să îmbrătățească procesele electorale, pentru că acest domeniu este unul dinamic și vom adopta la toate tendințele și necesitățile timpurilor. Credem noi că și viitoarea comisie, care va fi acreditată de curând, va continua să perfecționeze procesele electorale în raport cu valorile și obiectivele asumate de către CEC, în actele adoptate, precum și menținerea unui dialog constant cu instituțiile partenere, organismele internaționale, societatea civilă, partide politice și alegători. Suntem convinși că acest eveniment va fi un prilej bun de a împărtăși experiența acumulată pe parcursul anului 2021 de către Comisia Electorală Centrală în organizare și desfășurarea scrutinului național electoral. Dar va fi și o menținere, o continuitate a conlucrării constructive cu organizațiile non-guvernamentale, cu societatea civilă în identificarea a cât mai multe și bune soluții pentru diferite impedimente întâlnite în procesul electoral. La final, aș dori să reiterez deschiderea Comisiei Electorale Centrale pentru a analiza toate propunerile și recomandările de perfecționare a practicii și legislației electorale. Noi considerăm că doar prin implicarea și activitatea consolidată a tuturor subiecților interesați, cu referință la organe electorale, autorități publice centrale, partide politice, cetățeni, societate civilă, mass media, etc., atât în perioada electorală, cât și în perioada dintre alegeri, putem obține rezultate mai bune la acest capitol. În legătură cu acest cuvânt de salut, vreau încă o dată să-mi reiterez interesul și disponibilitatea de a participa la conferință și de a veni cu anumite dezbateri și anumite răspunsuri la unele întrebări. Vă doresc succes! Mulțumesc mult, domnule Cimil, în calitate de secretar al Coaliției Civice pentru Legi Libere și Corecte. Pot să confirm că am avut o conlucrare foarte constructivă pe întreaga perioadă de funcționare actuale componenței a Comisiei Electorale Centrale și în constatarea coaliției de la încheierea alegerilor parlamentare anticipate, am apreciat buna organizare a alegerilor de către Comisia Electorală Centrală și de către organele electorale inferioare. E adevărat că am identificat și alte abateri și probleme care vor fi prezentate mai târziu de către colegii de la Promolex. În continuare o să ofer cuvântul domnului Nicolae Panfil, director de program și șeful misiunii de observare Promolex. Mulțumesc, Elena. Bună dimineața, stimați colegi, stimați reprezentanți ai Comisiei Electorale Centrale, stimați reprezentanți ai altor autorități administrației publice centrale, ai partidelor politice, partenerilor, donatorilor, colegilor din societatea civilă. Vă mulțumesc și eu în numele Asociației Promolex pentru participarea la acest eveniment și sper foarte mult să avem o discuție bună, constructivă astăzi pentru a da tonul următoarelor discuții care sper eu vor continua în vederea asigurării unui dialog necesar, zic eu, pentru perfecționarea cadrului legal, dar și a practicilor în domeniul electoral. În calitate de șef al misiunii de observare Promolex, aș vrea să vin cu o scurtă prezentare sau introducere a ceea ce a reprezentat sau reprezintă misiunea de observare Promolex, pentru ca să fie clar încă o dată pentru toți participanții cum au fost acumulate aceste informații, cum au fost elaborate aceste rapoarte și cum am ajuns la anume aceste concluzii și recomandări. De aceea voi menționa din start încă o dată aportul, așa cum l-a menționat și domnul Cimil, rețelii noastre de observatori, cărora le mulțumesc foarte mult pe această cale pentru participarea activă, implicarea civică de care au dat dovadă, să recrutezi peste 1000 de observatori,
să instruiești și să asiguri prezența acestora în secție de votare este un efort imens. De altfel, noi pe parcursul istoriei de monitorizare a alegerilor pe care o avem, am avut eforturi și mai mari, în care am acoperit chiar și 100% din întreaga țară, din toate secțiile de votare, dar și de peste votare. Dar în cadrul acestei misiuni, într-adevăr, am avut o misiune mare strânsă, o echipă mare strânsă, dacă pot să zic așa, dar totuși mare. Și în acest sens voi menționa că la nivel local au activat 27 de membri ai echipei centrale a Asociației Promulex. Totodată am fost ajutați în teritoriu de către 43 de observatori pe termen lung care au monitorizat întreaga perioadă electorală. De asemenea, în ziua alegerilor au fost implicați 881 de observatori. Astfel, în total, am avut implicați 951 observatori, dintre care, sau din cei 1186, așa cum a menționat și domnul Cimil, care au fost acreditați la Comisia Electorală Centrală. Adică, întotdeauna încercăm să avem inclusiv rezerve în campania electorală pentru diferite situații care pot apărea atunci când cineva din observatori nu poate, este imediat un alt observator pregătit să preia locul celui care nu s-a putut prezenta la secția de votare. Respectiv, voi veni și cu anumite detalii. Spre exemplu, de această dată noi am avut 600 de observatori la nivel național care s-au implicat sau au fost selectați în baza unui eșantion. Aceasta înseamnă că în mod aleatoriu, statistic, au fost selectate secțiile de votare unde au fost delegați acești observatori. De asemenea, am avut toate secțiile de votare deschise pentru alegătorii din regiunea transnistreană acoperite, adică toate 41, 80 de observatori în secțiile de votare peste hotare, din cele peste 150 și 160 de observatori au activat în ziua alegerilor, de asemenea, în cadrul echipelor mobile. Deci, respectiv, au fost acoperite și alte secții decât cele cuprinse în eșantion. Totodată, aș vrea să reamintesc despre faptul că toți observatorii Promulex sunt instruiți, începând cu echipa centrală și terminând cu observatorii pe termen scurt, iar în acest sens, aceștia semnează la finalul instruirii și un cod de conduită. Ca să nu uit, voi menționa de asemenea că au fost implicați în această campanie electorală inclusiv 7 monitori care au monitorizat fenomenul discursului de ură în campanie, care au activat în baza unei metodologii elaborate în mod special în acest sens. Toți observatorii, reiterez, au semnat un cod de conduită și au activat conform acestuia. De aceea, toate recomandările, toate concluziile pe care le avem sunt formulate cu bună credință. Totodată voi accentua, așa cum am spus și în cadrul conferințelor de presă din campania electorală, că Asociația Promulex nu este un organ de anchetă, nu este un oponent politic. De aceea, noi nu avem neapărat obligația de a aproba sau de a documenta acele afirmații în cadrul rapoartelor. Totuși, de fiecare dată depunem eforturi pentru a avea inclusiv probe pentru unele situații, pentru unele probleme pe care le-am observat. De aceea, tind să cred, sau sunt sigur, mai bine zis, că toate cele constatări care le avem astăzi în raportul final sunt foarte bine documentate. Și chiar rog colegii din cadrul Comisiei Electorale Centrale, din alte instituții care vor avea eventual anumite observații, să vină cu comentarii pe parcurs, să discutăm acele momente sau acele situații problematice pe care le-am reflectat, astfel încât să găsim și soluții într-un final. Asta a fost pe scurt despre misiunea de observare și despre modul cum am ajuns noi la acest raport final. Eu, în încheierea mesajului meu de salut și până a da cuvântul colegilor din cadrul echipei de analiză, care vor veni cu prezentări țintite pe subiecte mai exacte din cadrul raportului, vreau să mulțumesc, de asemenea, colegilor sau reprezentanților Comisiei Electorale Centrale, domnul Cimil și celorlalți membri
pentru buna colaborare pe care am avut-o pe parcursul acestor ani și să le doresc succes dumneavoastră în continuare. Sper foarte mult că vom avea o colaborare la fel de bună sau și mai bună în continuare cu noua componență a Comisiei Electorale Centrale. De asemenea, îmi doresc mult ca, începând cu prezentarea acestui raport, reiterez să avem și alte discuții în viitor apropiat pentru a da start acelor discuții publice, acelui efort pe care trebuie să-l depunem cu toții pentru a rezolva aspectele problematice, situațiile care au fost constatate de către noi, observatorii internaționali, dar care sunt cunoscute și autorităților electorale, dar și reprezentanților Parlamentului, spre exemplu, pentru că avem foarte multe lacune în legislație care vin, spre exemplu, încă din 2016, care tot nu au fost rezolvate, sau avem proiecte de legi care trenează în Parlament. Deci sper foarte mult să ne revedem și să luăm subiect cu subiect la discuție aceste probleme. De aceea vreau să afirm de pe acum că Asociația Promolex este deschisă să susțină un astfel de efort, să ne încadrăm într-un exercițiu larg de modificare a codului electoral și a legislației conexe, atât pentru că avem experiența, recomandările, concluziile pe care le-am formulat până acum, dar inclusiv și pentru faptul că avem, să spunem așa, posibilitatea să asigurăm o organizare bună a acestui exercițiu în continuare și sper că inclusiv partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova, inclusiv colegii, partenerii care ne susțin în prezent misiunea de observare și asociația în general, vor fi în continuare alături de noi și vor susține inclusiv aceste eforturi de modificare, de ajustare a legislației electorale. Pe această notă voi transmite sau vă ruga pe Elena să transmită estafeta colegilor mei din cadrul echipei de analiză, care vor veni cu prezentări mai întâi pe subiectele, pe capitolele care sunt în raport și ulterior vom avea și prezentarea recomandărilor la finalul acestor constatări. Mulțumesc mult, Nicolae, pentru descrierea detaliată a misiunii, a efortului pe care l-ați depus, dar sper că îndemnul pe care l-ai prezentat acum și mesajul către noua componență a Comisiei Electorale Centrale va fi auzit. Deja nu mai avem mult de așteptat, urmează să, practic, cred că în scurt timp să vedem și noua componență deja aprobată și care sunt obiectivele noii componențe a Comisiei Electorale Centrale. În continuare, da, dăm startul primii sesiuni, suntem puțin depășiți de timp, dăm start primii trei sesiuni, sesiunii prezentărilor, în care am să-l rog pe domnul Igor Bucătaru, șeful echipei de analiză a misiunii de observare Promolex, să vină cu prima prezentare, prima prezentare în care să ofere informații despre, generală despre constatările misiunii de observare a Promolexului, principalele probleme cheie, problemele cheie ale constatate la legile parlamentare anticipate. După care vor urma deja prezentările pe substanță, pe subiecte separate. Domnule Bucătaru, sper că vă puteți conecta. Da. Mulțumesc mult, Elena. Mulțumesc mult. O să trec, salut toți cei prezenți și voi trece direct la subiect. În acest sens, mă voi folosi, voi fi ajutat de o prezentare care acum o să o încarc. Da. Și în cele ce urmează, după cum ziceam, trecem direct la subiect să vorbim despre principalele constatări și în acest sens chiar de la procedura de desemnare și înregistrare a candidaților. În acest sens constatăm că alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 au avut un caracter competitiv. În acest sens au fost înregistrați 23.000
3 de concurenți din cei 24 care au depus dosarele de înregistrare. După cum cunoaștem, se observă că din acești 23 de concurenți am avut două blocuri electorale, 20 de partide și doar un candidat independent. Poate fi și un efect al sistemului reprezentării proporționale, care în sensul ăsta avantajează în special partidele și respectiv blocurile electorale. Ce ține de problemele care le-am identificat în cazul chiar și acelui unic candidat independent, oricum am sesizat anumite semne de întrebare privind corectitudinea procedurilor de verificare și autenticității și valabilității semnăturilor. Ori această constatare este una care se repetă practic de la un scrutin la altul. Și de asemenea am listat suspiciuni privind registrarea partidelor în calitate de concurență, având trăsăturile unor blocuri electorale camuflate sau susținerea din partea unor partide neînscrise în campanie electorală. Pe aceste aspecte, în special aceste două probleme care le-am identificat. Un subiect foarte mult discutat, relevant, a fost cel cu privire la constituirea secțiilor de votare pentru alegătorii din regiunea transnistreană. Chiar dacă s-a micșorat cu o secție de votare, în loc de 42, cum au fost la prezidențiale, cum au fost 41, dar ele au fost amplasate în special în zona limitrofă, să spunem, ca să fie mai aproape de alegătorii respectiv. O altă constatare a fost caracterul periculos a deciziei inițiale de a constitui secții de votare în localități care nu au fost controlate, nu erau controlate efectiv de autoritățile constituționale. Și în continuare rămâne neclar mecanismul utilizat pentru stabilirea numărului de secții de votare organizate. Ce ține de constituirea secțiilor de votare peste hotare, iarăși un subiect important, în opinia noastră, în opinia Asociației Promolex, în cazul dat a misiunii de observare, procesul de constituire a secțiilor de votare a fost unul discontinu, lipsit de consultare publică și argumentare plenară a deciziilor, iar pe alocuri au existat suspiciuni privind influențarea politică a deciziilor CEC. De asemenea, comunicarea dintre CEC și MAI a fost lacunară pe alocuri, repartizarea teritorială nu s-a făcut totalmente în baza indicatorilor stabiliți de codul electoral în opinia misiunii și numărul de 150 de secții de votare deschise este o altă constatare, este numărul minim care urma a fi luat în calcul de factorii de decizie respectiv. Ce ține de listele electorale, la fel este un subiect care nu este reflectat în raportul final al misiunii de observare și în acest sens menționăm că Comisia Electorală Centrală a asigurat transparența datelor din Registrul de Stat Alegătorilor și observăm deja la al doilea scrutin o publicare periodică a informației. La acest scrutin constatăm pentru prima dată că numărul total al alegătorilor din Registrul de Stat Alegătorilor este în descreștere, chiar fie și cum nesemnificativ, cu câteva mii, dar oricum este în descreștere. Și în același timp, această descreștere generală, însă pe interior, continuă creșterea numărului de alegători fără domiciliu și reședință, sau reședință și a celor din regiunea transnistreană, care este un subiect care oricum considerăm noi destul de sensibil și care trebuie la fel să fie unul clarificat și cât mai transparentizat. Tot la liste electorale continuă să identificăm acele probleme de la scrutin la altul și anume limitarea accesului observatorilor în circa 15% din birouri vizitate la listele electorale de bază în format de plin, recepționarea cu întârziere a listelor electorale de circa 30% din birouri electorale, iar analiza de conținut a listelor a permis observatorilor noștri să identifice în continuare acele probleme, principalele fiind prezența persoanelor decedate și atribuire eronată a alegătorilor la altă secție de votare din aceeași sau chiar din altă localitate. Ce ține de concurenți, respectiv de campanie electorală, o constatare generală primară este că concurenții au demonstrat un activism sporit pe parcursul campaniei electorale, numărul activităților dublându-se, identificate de către noi, s-au dublat practic comparativ cu scrutinele naționale precedente. Observatorii au identificat desfășurarea și ce avem circa de aproape 5.000 de activități de promovare, în special fiind vorba de distribuirea materialelor electorale, 57% întruniri cu alegătorii, circa 30% și activități din ușă în ușă, ori dacă la campania precedentă, inclusiv contextul pandemic fiind mai accentuat la prezidențiale, mai mult erau activități pe online, acum am observat și s-a identificat anume și activități față în față. Un aspect care de fiecare dată batem în clopote este utilizarea abuzivă a resurselor administrative.
Și acele exemple care vorbeam de implicarea angajaților bugetari în campania electorală în timpul programului de lucru acestora, 54% din cazuri identificate, organizarea întrunirilor cu angajații instituțiilor de stat, iarăși în timpul orelor de muncă, și în circa 36% și asumare de către concurența meritelor pentru lucrări, servicii care au fost executate din bani publici oricum, fiind de circa 10% incidența acestor cazuri. Dacă ne uităm evolutiv pe acest slide, avem evoluția cazurilor de utilizare abuzivă a resurselor administrative, se observă că comparativ cu alegerile locale din 2019 și alegerile prezidențiale din 2020, avem o ascendență, o pantă ascendentă, în sensul că a crescut numărul de cazuri de utilizare abuzivă a resurselor. Alte aspecte problematice care au fost identificate este utilizarea imaginii unor persoane oficiale străine și din Republica Moldova și a simbolurilor de stat, circa 19 cazuri, intimidări și utilizarea violenței în contextul agitației electorale, oferire de cadouri, utilizarea publicității electorale cu încălcarea prevederilor legale și utilizarea ulterior imaginii culturilor religioase în campanie electorală, circa 7 cazuri. Dacă vorbim de cazul concret, evoluția cazului de oferire a cadourilor, se observă observăm o micșorare, în special comparativ cu alegerile parlamentare din 2019, la locale, ulterior și la prezidențiale și la parlamentare, un număr mai mic de cazuri, anume ce ține de repet de oferire de cadouri cu impact electoral în cadrul campaniei. Ce ține de ziua alegerilor, votarea în general a fost organizată eficient, secțiile de votare s-au deschis și s-au închis în esență reglementar, numărarea voturilor fiind una rapidă și ordonată. Totuși, în ziua alegerilor au fost identificate un șir de incidente și în special vorbim de situații izolate, de intimidare a observatorilor promoleți de către unii funcționari electorali. Observatorii au raportat cazuri de agitație electorală. Procesul de filmare a operațiunilor din cadrul secțiilor de votare a fost lipsit pe alocuri de continuitate și, de asemenea, tot dacă vorbim de disfuncționalități sporadice, se a caracterizat și activitatea SEAS alegeri. Un moment aparte de suspiciune privind oferire de recompense și transportare organizată alegătorilor a caracterizat în special procesul electoral desfășurat în contextul participării la vot alegătorilor din regiunea transnistreană. Secretul votului, deja iarăși al câtelea scrutin, este afectat de incidența sporită a numărului de cazuri de fotografiere a opțiunii de vot alegătorului, ceea ce este o încălcare. Și comparativ cu alegerile prezidențiale, dacă să încercăm iarăși o dinamică, în dinamică să prezentăm situația, constatăm tot o nesemnificativă descreștere a numărului total de incidente semnalate de către observatorii Promolex pe parcursul zilei alegerilor. Cam acestea au fost momentele care vroiam să le atrag atenția. Eu vă mulțumesc mult și o să rog deja Elena da să prezinte colegii sau cum mai departe. Mulțumesc mult, Igor. Înainte de a oferi cuvântul următorului vorbitor, vreau am un îndemn către participanți. Vă rog să rețineți întrebările pe care care au apărut sau care vor apărea ca urmare a prezentărilor sau să le tipăriți în chat. Ele toate vor fi preluate la sesiunea întrebări-răspunsuri. Nu va fi nicio întrebare fără răspuns. Nu va rămâne nici fără răspuns. În continuare vreau să ofer cuvântul doamnei Mariana Focșa, care ne va prezenta... Vă face o prezentare pe un subiect dureros, pot spune eu, și care este prezent, problema asta este prezentă, cred că în toate rapoartele Promolex au fost prezentă, modul în care sunt raportate cheltuielile și donațiile de către concurenți în campanii electorale și modul în care Comisia Electorală Centrală verifică aceste rapoarte, rapoarte financiare ale concurenții electorale. Mariana, te rog să ne prezinți care sunt concluziile din acest an ale Asociației Promolex. Sunt îmbunătățiri sau problema a rămas neschimbată? Mulțumesc, Elena. Vă rog inițial să confirmați că... Se vede ecranul împreună cu slide-urile din partea stângă. Ok, trebuie să schimb. Așa este mai bine? Da, acum e bine. Mersi. Voi prezenta principalele concluzii ale misiunii de observare Promolex cu privire la finanțarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 11 iulie 2020
21. Și după cum vedeți la ecran, principalele, avem patru concluzii principale sau de bază. Și prima ar fi faptul că pe parcursul campaniei electorale CEC nu a aplicat sancțiuni, cu excepția avertismentului, în privința concurenților electorali care au admis încălcări în procesul de raportare a finanțării campaniei electorale. Cu privire la acest aspect, ulterior voi reveni cu mai multe detalii pentru a detalia tipul de încălcări admise de concurenți și care a fost reacția Comisiei Electorale Centrale. O a doua concluzie de bază ar fi impactul scăzut al activității Comisiei Electorale Centrale în procesul de verificare și analiză a finanțării campaniei electorale. Ca și în scrutinele electorale anterioare, constatăm că în contextul alegerilor parlamentare din 11 iulie, CEC, sau mai bine zis capacitățile CEC, s-au rezumat la acceptarea drept veridice a datelor privind veniturile și cheltuielile declarate de concurenții electorali în campanie și de cele mai multe ori expresia utilizată de CEC în hotărârile care examinează aceste rapoarte este se ia act de conținutul rapoartelor. Și aici voi deschide puțin parantezele. Apreciem faptul că CEC a început să examineze detaliat donațiile cu Serviciul Fiscal de Stat pentru a verifica dacă într-adevăr acești donatori au avut venituri, însă constatăm în continuare că aceste activități sunt insuficiente. O a treia concluzie de bază ar fi constatarea repetată de către Comisia Electorală Centrală a lipsei instrumentelor funcționale de monitorizare și examinare a cazurilor de recepționare neconformă a donațiilor financiare. Și aici este vorba de donațiile care sunt acceptate contrar prevederilor articolului 41 alineatul 1 din codul electoral. Și o ultimă constatare care, cu regret, este valabilă pentru fiecare scrutin electoral, este faptul că concurenții nu raportează integral cheltuielile de campanie suportate în perioada electorală. Cum am spus, voi veni cu câteva detalii referitor la încălcările admise în procesul de finanțare a campaniei electorale și faptul că CEC nu a aplicat sancțiuni, cu excepția avertismentului în privința candidaților care au admis astfel de încălcări. Deci am constatat faptul că concurenții electorali nu au prezentat rapoartele sau au prezentat aceste rapoarte cu depășirea terminelor. De asemenea, am constatat că foarte multe rapoarte au fost prezentate cu erori sau chiar incomplete, cu completarea ulterioară a acestora. Și au fost și cazuri în care, dat fiind faptul că rapoartele au fost completate cu erori, a fost nevoie ca concurenții electorali să corecteze aceste rapoarte. Și de multe ori am avut cazuri când nu a fost o singură corectare a rapoartelor, dar au fost chiar și cazuri de corectare de 4 ore a unuia și a celuiași raport financiar. Și în acest context constatăm că este foarte, foarte dificilă monitorizarea și analiza corectitudinii și transparenței finanțării campaniei electorale. De asemenea, am constatat că concurenții electorali nu se conformă deciziilor CEC. Am avut cazuri în care Comisia Electorală Centrală, cu regret, a fost nevoită să someze de repetate ori concurenții să se conformeze prevederilor legale. Și, nu în ultima instanță, am constatat că concurenții electorali admit recepționarea neconformă a donațiilor financiare care nu corespund prevederilor articolului 41 alineatul 1 din codul
electoral. Cu privire la aceste donații financiare, menționăm că în contextul alegerilor am constatat că de astfel de donații au beneficiat 15 concurenți electorali. Suma donată a fost de peste 2 milioane de lei de către aproximativ 500 de donatori, persoane fizice, care în ultimii 3 ani nu au avut declarate venituri la Serviciul Fiscal de Stat sau au avut declarate venituri mult mai mici decât suma totală donată. Considerăm că problema expusă urmează a fi examinată și reglementată prioritar. Și de ce anume, suntem conștienți de faptul că atunci când nu pot fi demonstrate sau argumentate veniturile unui donator, nu poate fi vorba despre o finanțarea campaniei electorale legale și transparente. Atunci când nu se cunoaște sursa banilor donați concurenților electorali, apar întrebări cine și cum este finanțată campania electorală. Cu privire la acest aspect, ca și în contextul alegerilor prezidențiale din 2020, Comisia Electorală Centrală a constatat că nu deține instrumente legale care ar reglementa procesul de analiză și verificare a donațiilor corespunzătoare. Cu privire la cheltuielile estimate drept neraportate în campania electorală, Promolex a estimat peste 12 milioane de lei neraportați de către 21 concurenți electorali din cei 23 total înregistrați. Cele mai multe cheltuieli, potrivit graficului așezat la ecran, au fost estimate drept neraportate pentru blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor, urmat de Partidul Șor, Partidul Democrat, Partidul Acțiune și Solidaritate și blocul electoral Renato USAT. În principiu, cheltuielile estimate drept neraportate corespund ca volum și cu cheltuielile și veniturile declarate la Comisia Electorală, în sens că cei mai mari concurenți care au declarat aceste cheltuieli și venituri, adică 80% din totalul cheltuielilor și veniturilor, pentru acești concurenți au și fost estimate cele mai multe cheltuieli neraportate. Dacă e să vorbim despre destinația cheltuielilor neraportate, atunci constatăm că cele mai multe au fost estimate pentru materialele poligrafice și promoționale, care au constituit peste 4 milioane de lei estimația, urmat de cheltuielile estimate pentru delegare, detașare persoane cu aproximativ 4 milioane de lei. La această categorie de cheltuieli au fost incluse cheltuielile pentru remunerarea agitatorilor, a observatorilor implicați în ziua alegerilor, precum și a persoanelor de încredere înregistrate de fiecare concurent electoral. Și pe locul 3 s-ar clasa cheltuielile estimate drept neraportate pentru sediile de campanie și telecomunicații, care au fost de aproximativ 1,6 milioane lei. Dacă să ne referim pentru fiecare concurent electoral, în graficul de la ecran sunt reflectate tipurile de cheltuieli și proporția acestora pentru fiecare concurent electoral. Mi-am propus pentru vizibilitate mai bună, mi-am propus să vă menționez despre primii concurențele sau cei mai mari concurențele, cei mai activi concurenți electorali și care au declarat cele mai multe cheltuieli și venituri. Astfel, puteți vizualiza că blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor au fost estimate cheltuieli neraportate pentru delegare, detașare persoane, adică agitatori, observatori
și persoane de încredere, urmat de cheltuielile estimate pentru remunerarea personalului implicat în activități de campanie electorală, precum și cheltuielile pentru materialele poligrafice și promoționale. În cazul celui de-al doilea concurent electoral, și anume blocul electoral Renato Usatăi, 71% din totalul cheltuielilor neraportate au fost estimate pentru delegare, detașare persoane, urmat de remunerarea personalului și sediile de campanie și telecomunicații. În cadrul Partidului Acțiune și Solidaritate, 78%, adică practic majoritatea, au fost pentru delegare, detașare persoane și remunerarea personalului implicat în activități de campanie au constituit 7%, iar sediile de campanie 12%. În cazul partidului SOR, cel de-al patrulea concurent care a raportat cele mai multe cheltuieli și venituri, a fost vorba despre cheltuielile estimate pentru materialele poligrafice și promoționale, pentru sediile de campanie și, de asemenea, pentru delegare, detașare persoane. Dacă e să facem o analiză a transparenței finanțării campaniei electorale pentru ultimii 7 ani, atunci constatăm că pentru alegerile parlamentare din 2021, cheltuielile neraportate au constituit 32% din totalul cheltuielilor raportate de concurenți la CEC. Este o proporție mai mică raportată la alegerile prezidențiale din 2020, unde cheltuielile estimate drept neraportate au constituit 39% din totalul cheltuielilor raportate la CEC. Suma corespunzătoare este mai mare datorită faptului că în contextul alegerilor parlamentare au fost mult mai mulți concurenți electorali înregistrați. În graficul afișat la ecran ne-am propus să examinăm sau să analizăm care a fost nivelul transparenței finanțării campaniei electorale pentru fiecare concurent electoral înregistrat. Și aici, în culoare MOV, este reflectată procentul sau coraportul dintre cheltuielile raportate, donațiile materiale raportate la CEP și cheltuielile neraportate de concurenți care au fost estimate de Promolex. Deci culoarea MOV este pentru cheltuielile neraportate. Și dacă e să ne referim iarăși la cei 4 concurenți electorali care au raportat 80% din totalul cheltuielilor, atunci vizualizăm că blocul electoral Renato Usatăi a raportat 94% din cheltuieli și donații, iar 6% au fost estimate drept cheltuieli neraportate. În cazul Partidului Acțiune și Solidaritate este vorba despre 83% din cheltuieli raportate și donații materiale și respectiv 18% din cheltuieli au fost estimate drept neraportate. În cazul blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor este vorba despre 68% din cheltuieli și donații raportate, iar 32% din cheltuieli au fost estimate drept neraportate. Și al patrulea concurent, Partidul SOR, vizualizăm că 65% din cheltuieli au fost cheltuielile raportate și donații, iar 35% au constituit cheltuielile neraportate. În cazul celorlalți concurenți electorali, vizualizăm că procentul din cheltuieli suportat de concurenți în campanie și estimat drept neraportate de Promolex este mult mai mare datorită faptului că concurenții respectivi au raportat mult mai puține cheltuieli,
Iar în cazul a patru concurențe electorale, unde vizualizăm că nivelul transparenței a fost zero, adică 100% din cheltuielile raportate, este vorba de concurențe electorale care au declarat că nu vor deschide cont fond electoral și respectiv nu vor efectua cheltuieli de campanie. În cazul concurenților respectiv, majoritatea cheltuielilor au constituit cheltuielile de transport și cheltuieli pentru publicitate în mijloacele de informare electronice. Aceste cheltuieli au fost observate, au fost raportate, însă nu au fost raportate de către concurenți la Comisia Electorală Centrală. Asta a fost tot. Ulterior, sunt dispusă să răspund la întrebări, dacă vor fi. Mulțumesc mult, Mariana. Informații foarte interesante. Sunt sigură că, deci, de natură să suscite întrebări. Deci, dacă aveți întrebări, vă rog să le lăsați în chat sau le rețineți pentru sesiunea de întrebări-răspunsuri. De asemenea, Mariana, am așa o întrebare. Cu siguranță ea s-ar putea să apară ulterior. Dacă prezentările pe care le faceți astăzi vor fi făcute public sau cel puțin distribuite participanților la acest eveniment. Nu știu dacă tu ești în măsură să răspunzi, posibil că Nicolae sau Igor Bucătaru va răspunde. Da, cred că cel mai bine Nicolae. Da, dar cu siguranță prezentările și formatul în care este unul care urmează, deci, a fi analizate și mai minuțios și atunci este, ar fi util ca aceste prezentări să ajungă și la participanți. Deci, Nicolae... O secundă să conectez și camera. Dacă îmi primiți, voi răspunde imediat, pentru ca să nu uităm cumva de acest aspect. Sigur că prezentările pot fi prezentate, pot fi puse la dispoziție participanților și în acest format, la fel cum și raportul. O să avem grijă după eveniment să transmitem tuturor care au confirmat participarea și nu doar celor care au confirmat, dar și care au fost invitați, aceste prezentări și inclusiv și raportul în format electronic, pentru a fi studiat ulterior mai detaliat. Mersi mult. Da, mulțumesc, Nicolae. În continuare o să ofer cuvântul doamnei Mihaela Ducangheleci, analist juridic al misiunii de observare Promolex, să ne prezinte constatările misiunii privind cadrul electoral în cadrul căruia a fost organizate și desfășurate alegerile parlamentare, modificările esențiale sau problemele ale acestui cadru și modul în care au fost examinate și soluționate litigiile electorale. Mulțumesc, Elena. Bună ziua, stimați participanți. În continuare, așa cum a menționat și Elena, voi prezenta principalele aspecte ale litigiilor electorale și a cadrului legal în domeniul electoral. Voi menționa doar câteva aspecte despre cadrul legal, și anume că acesta a suferit modificări substanțiale de la ultimele alegeri parlamentare, fiind modificat sistemul electoral. În 2019, alegerile parlamentare au avut loc în baza sistemului mixt și astfel, în 2021, au avut loc în baza sistemului proporțional, astfel că a fost nevoie ca codul electoral să fie ajustat în mod corespunzător. Totodată trebuie să spunem că o serie de modificări utile și necesare puteau fi aprobate prin votarea proiectului de lege numărul 263 din 19 iunie 2020, însă acesta nu a fost aprobat în lectura a doua. Inclusiv acest proiect conținea o serie de modificări la compartimentul contestației electorale care probabil puteau să prevină anumite deficiențe în acest proces. Totodată, în privința cadrului legal, trebuie să spunem că au existat și acele probleme cronice, le spunem noi, care se repetă de la un scrutin la altul și care nu au fost soluționate de Parlament nici în contextul alegerilor din 11 iulie 2021. Aici vorbim despre omisiunea reglementării interdicției de camuflare a blocurilor electorale, la fel despre incertitudini privind admisibilitatea și modul de soluționare a contestațiilor electorale, incertitudini legate de regulile de prevenire și combaterea infecției COVID-19 în alegeri. În special, acest regulament a fost aprobat, spunem noi, cu o oarecare întârziere, inclusiv după ce deja
unii concurenți electorali au fost înregistrați. La fel, o altă problemă pe care noi am identificat-o și în acest scrutin privește calitatea de concurent electoral în alegeri. A fost această problemă și în alegerile prezidențiale. În cadrul alegerilor parlamentare anticipate a fost un caz când Comisia Electorală Centrală a restituit o contestație depusă de către un candidat, deoarece noțiunea de concurent electoral nu include și candidatul de pe lista unui concurent electoral. Alte aspecte problematice identificate pe parcursul perioadei electorale, pe care noi le-am identificat, câteva aspecte. Una dintre ele este neconstituționalitatea prevederii de la articolul 51 alineat 4 Cod Electoral, care privește dreptul candidaților în alegeri de a nu fi trași la răspundere penală, arestați, reținuți sau supuși unor sancțiuni administrative, fără consimțământul organului electoral care i-a înregistrat, cu excepția cazurilor de infracțiuni flagrante. În cadrul procesului electoral am observat că există o hotărâre a Curții Constituționale din anul 1999, prin care a fost declarată neconstituțională o prevedere asemănătoare celei de la articolul 51 alineat 4 Cod Electoral. De fapt, este vorba de aceeași prevedere legală. Este menționat la fel dreptul candidaților în alegeri de a nu fi trași la răspundere penală, arestați, reținuți sau supuși unor sancțiuni administrative. Și atunci Curtea Constituțională a constatat că această prevedere este neconstituțională. Prin urmare, considerăm noi că această prevedere nu ar putea fi aplicată și, de fapt, Parlamentul nu avea dreptul să o aprobe din nou. O altă problemă pe care noi am identificat-o și, de fapt, a creat mai multe deficiențe în procesul electoral este aprobarea tardivă a hotărârilor de guvern privind alocarea mijloacelor financiare Comisiei Electorale Centrale pentru organizarea și desfășurarea alegerilor. Totodată, o altă problemă vizează neclaritățile sau dubile privind autenticitatea declarațiilor de avere și interese ale unor candidați la funcție de deputat. Aici voi menționa că în cadrul dezbaterilor a fost evidențiat faptul că unii concurenți electorali completează în mod formal declarațiile de avere și interese personale, adică acestea în aceste fie sunt introduse date incomplete, fie există erori în declarațiile de avere și interese personale, care au fost introduse în mod intenționat. Am constatat noi că, deși există un mecanism de verificare a declarațiilor de avere și interese personale, care este desfășurat de către ANI, declarațiile de avere și interese personale depuse în cadrul procesului electoral nu ar urma să fie verificate la fel de ANI, decât dacă ar exista un mecanism de transmitere a acestor declarații pentru verificare de către ANI. Deși există în codul penal o prevedere care sancționează introducerea incompletă a datelor, acesta se pare că nu este aplicabil pentru concurenții electorali care depun aceste declarații în cadrul procesului electoral, deoarece, conform codului de procedură penală, prima constatare trebuie să fie efectuată de către ANI că datele introduse în declarațiile de avere și interese personale sunt incomplete sau eronate. O altă problemă identificată de către noi este participarea la dezbateri în calitate de reprezentanți a concurenților electorali a unor persoane terțe care nu au legătură cu campania electorală. La fel, în cadrul dezbaterilor am identificat că au fost desemnați în calitate de reprezentanți ai concurenților electorali persoane care fie nu aveau dreptul să facă agitație electorală, fie exista anumite incompatibilități de funcția acestora. Am identificat că în regulamentul privind reflectarea campaniei electorale nu există mențiuni exprese care să interzică sau să menționeze cine nu ar putea fi reprezentanța concurenților electorali. Din acest motiv, am formulat unele recomandări în raport.
În ce privește contestațiile electorale, mă voi referi aici atât la contestațiile depuse la Comisia Electorală Centrală, la Consiliul Electoral de Circumscripție, cât și la contestațiile depuse în instanță de judecată. Potrivit observatorilor Promolex, în perioada electorală au fost depuse cel puțin 31 contestații în instanțele de judecată, 26 de contestații și 38 de sesizări la Comisia Electorală Centrală. Aici voi menționa că conform raportului de totalizare al Comisiei Electorale Centrale, la CEC au fost depuse 173 de sesizări, însă noi, din corespondența de intrare și ieșire publicată pe pagina web a CEC, am reușit să identificăm doar 38. La fel au fost depuse 29 contestații și sesizări la Consiliile Electorale de Circumscripție. Mai jos în grafic poate fi vizualizat numărul contestațiilor depuse la organele electorale, cât și în instanță de fond. Din grafic se observă că, la fel ca și în alegerile prezidențiale, cel mai multe contestații sunt depuse în ziua alegerilor. În acest scrutin am avut în total 41 de contestații depuse. La fel se observă că în perioada 7-13 iunie, la fel au fost depuse mai multe contestații în instanța de judecată, aceasta fiind determinată de dezacordul concurențelor electorale cu numărul și modul de constituire a secțiilor de votare peste hotare și a secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului. Tematica contestațiilor electorale a fost în mare parte la fel ca și în alegerile prezidențiale și aici mă refer la desfășurarea agitației electorale. La fel, la Consiliul Electoral de Circumscripție a fost depus contestații privind modul de desemnare a membrilor birourilor electorale, alegerea conducerii birourilor electorale și desfășurarea ședințelor. Totodată au fost depuse și contestații privind modul de administrare a alegerilor. Dacă ne referim la tematica contestațiilor depuse la Comisia Electorală Centrală, în mare parte acestea s-au referit la desfășurarea agitației electorale, modul de administrare a alegerilor, publicitatea electorală și utilizarea abuzivă a resurselor administrative. În ce privește contestațiile depuse în instanța de judecată, o mare parte din contestații s-au referit la constituirea secțiilor de votare peste hotare și înregistrarea, neînregistrarea concurenților electorali sau a candidaților. Principalele probleme identificate în privința contestațiilor electorale și la primele două probleme mă refer la Comisia Electorală Centrală. Prima problemă ar fi neînregistrarea de către Comisia Electorală Centrală a demersurilor, cererilor, sesizărilor, drept contestații electorale și respectiv nesoluționarea acestora potrivit normelor privind contestațiile electorale, care spunem noi că afectează dreptul subiecților electorali la un recurs efectiv și reduce din previzibilitatea procesului electoral. Această problemă am menționat-o și în cadrul scrutinului prezidențial și vreau să atrag atenția în special asupra faptului că numărul sesizărilor și cererilor de mersurilor este net superior numărului contestațiilor, iar în raport este prezentat și tematica sesizărilor în comparație cu tematica contestațiilor, care se observă că este în mare parte una și aceeași. Deci, noi considerăm că dacă în sesizări cereri sunt menționate încălcări, acestea trebuie să fie examinate și soluționate, la fel ca și contestațiile. O altă problemă este transparența lacunară și acces limitat la sesizări și la materialele aferente acestora. Așa cum spuneam, din numărul total al sesizărilor, doar 38 sau doar 22% au putut fi identificate la compartimentul corespondenței pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale, acestea fiind publicate în mod selectiv, fie în corespondența de ieșire, fie în corespondența de intrare. O altă problemă vizează nesoluționarea în fond a contestațiilor. Este ceva mai bine decât în alegerile prezidențiale, însă totuși am identificat că mai multe contestații au rămas fără examinare, în mare parte din cauza neîntrunirii condițiilor de admisibilitate. Circa 40% din contestații depuse la CEC au rămas fără examinare
și totodată 45% din cereri au fost declarate inadmisibile de către instanțele de judecată. Reamintesc că codul de bune practici în materie electorală prevede că procedura de recurs trebuie să fie simplă și lipsită de formalitate, în special cu privire la stabilirea admisibilității contestărilor. O altă problemă este nerespectarea de către CEC a procedurii de soluționare a contestațiilor prevăzut de regulament. Și aici o să aduc câteva exemple care în viziunea noastră poate să prezinte o imagine a acestei probleme. Deci, deși o contestație poate fi soluționată doar prin examinarea acesteia în ședință publică și prin emiterea unei hotărâri, noi am identificat un caz când comisia s-a pronunțat pe marginea unei contestații prin scrisoare și a constatat pe marginea unui capăt de contestație lipsa încălcărilor. Considerăm noi că dacă s-a făcut o asemenea constatare, aceasta putea fi făcută doar într-o ședință publică și doar prin emiterea unei hotărâri. La fel, Curtea de Apel Chișinău a constatat, pe marginea unei alte contestații, că răspunsul Comisiei Electorale Centrale din 10 iulie 2021 asupra unei contestații, chiar dacă este emis contrar procedurii, fără examinare în ședința Comisiei Electorale Centrale, este un răspuns în fond și constituie un act administrativ individual defavorabil de respingere a cerințelor. Deci, iată că și Curtea de Apel Chișinău a constatat emiterea contrar procedurii a unui act administrativ individual. La fel, un alt exemplu este faptul că după anularea răspunsului Comisiei Electorale Centrale de către instanțele de judecată asupra unei contestații și obligarea Comisiei să examineze această contestație în fond cu emiterea hotărârii în conformitate cu prevederile regulamentului, Comisia Electorală Centrală a eșuat în final să adopte o hotărâre și astfel că contestația numărul 6 din 9 iunie 2021 a rămas fără examinare. În concluzie, putem spune că prin nerespectarea procedurii instituite de lege, contestatarii sunt privați de dreptul la un recurs efectiv și de dreptul de a beneficia de un proces cu participarea ambelor părți. Și cele din urmă probleme este depășirea termenelor de soluționare a contestațiilor și la acest compartiment trebuie să spunem că s-au atestat îmbunătățiri ori în scrutinul prezidențial au fost mult mai multe cazuri când termenile de soluționare a contestațiilor au fost depășite. Am văzut că la Consiliul Electoral, circumscripție electorală, în cazul unei contestații, termenul de soluționare a contestațiilor a fost depășită cu o zi, în timp ce trebuia să fie soluționată în 3 zile, a fost soluționată în 4 zile. La Comisia Electorală Centrală am identificat o contestație care a fost soluționată în termen de 23 de zile, dar trebuie să spunem că începând cu a 5-a zi, procesul de examinare a contestației a fost suspendat, însă fără ca să existe vreo procedură scrisă și fără să fie invocat vreun temei. În final, contestația a fost declarată inadmisibilă, din acest motiv nu este clar care a fost necesitatea suspendării examinării acestei contestații. Și la fel am observat că 6 sesizări au fost soluționate în termen de 5-31 de zile, chiar dacă nu există un termen expres de soluționare a sesizărilor, considerăm noi că ele la fel trebuie examinate în termen restrâns. În cazul instanțelor de judecată, noi am observat depășirea termenilor de soluționare a contestațiilor în 11 cazuri, totuși trebuie să spunem că din cele 11 cazuri, în 6 cazuri au fost solicitată ridicarea excepției de neconstituționalitate, iar în cazul unei contestații au fost depuse și admise cereri de recuzare a 5 judecători și declarații de abținere a altor 2 judecători. Misiunea Promolex apreciază aceste situații ca factori de tergiversare a soluționării contestațiilor electorale în termeni restrânse, iar aceasta poate duce inclusiv la împiedicarea procesului de organizare și desfășurare a alegerilor. Eu vă mulțumesc pentru atenție. În caz dacă sunt întrebări, sunt gata să răspund la acestea. Mulțumesc mult, Mihaela, interesante concluzii și care atestă mai multe probleme. Sper că la sesiunea întrebări-răspunsuri vom avea intervenții și discuții mult mai detaliate la acest subiect.
În continuare vreau să ofer cuvântul doamnei Mariana Dobrovolski, analist electoral în misiunii de observare Promolex, care va face o prezentare despre concluziile monitorizării activității organelor electorale și administrației publice. Eu doar vreau să rog următorii vorbitori să fie pe cât de succinți este posibil, pentru că deja am depășit timpul. Da, doamna Dobrovolski, vă rog, aveți cuvântul. Prezentarea este vizibilă. Nu sunt probleme? Sunt probleme tehnice? Acum se aude? Acum se aude, da. Okay. Mulțumesc. Deci, în proces de monitorizare a activității organelor electorale și administrației publice în organizarea alegerilor parlamentare anticipate, misiunea a constatat o serie de probleme, unele dintre ele au chiar un caracter repetitiv de la un scrutin la altul. Cu referire la activitatea Comisiei Electorale Centrale, menționez că instituția nu a adaptat toate procedurile electorale la modificările codului electoral operate în 2019, astfel au fost adaptate doar 10 regulamente, dintre care două au fost aprobate și 8 modificate, alte 3 regulamente CEC nu au fost ajustate la specificul scrutinului parlamentar în sistem proporțional, și anume regulamentul privind întocmirea, administrarea, difuzarea și actualizarea listelor electorale, regulamentul privind înregistrarea prealabilă și regulamentul privind procedurile de tragere la sorți. Țin să menționez de asemenea și respectarea parțială de către CEC a prevederilor privind consultarea publică. O altă problemă este și faptul că autoritatea electorală a constituit în termeni legale organele electorale inferioare, și anume 37 de consilii electorale și 2150 de birouri, însă și la acest scrutin nu a fost constituit Consiliul Electoral numărul 3, Bender. Comparativ cu scrutinul prezidențial, CEC nu a aprobat o hotărâre care ar reglementa transportarea organizată a alegătorilor în ziua alegerilor, fenomen la care Promolex a atras în permanență atenția. Și o ultimă problemă este neconformitatea cererilor de informare privind inițierea sondajelor de opinie cu prevederile normative. Deci, în urma verificării conformității cu regulamentul, misiunea a constatat că în anumite cereri lipsesc informația privind comanditarul sondajului și eșantionul acestui. Cu referire la activitatea organelor electorale inferioare, țin să menționez nerespectarea programului de lucru de către toate birourile electorale. Deci, în cadrul a 21% din cele 1959 de vizite efectuate, sediile birourilor electorale erau închise. Deși la acest scrutin se observă o ușoară îmbunătățire, totuși am constatat că nu au fost clădirile organelor electorale, nu au oferit accesul persoanelor cu nevoi speciale. Astfel, doar 43% din consiliile electorale și 32% din birourile electorale au fost accesibile persoanelor cu nevoi speciale. Și la acest scrutin, componența organelor electorale rămâne dezechilibrată din punct de vedere componența consiliilor electorale. Deci observăm că 67% au fost compuse din femei și doar 33% din bărbați, pe când birourile electorale 82% din femei și 18% bărbați. Bun, oară țin să menționez că 481 de birouri nu au avut în componența sa niciun membru bărbat, iar 663 de birouri au avut în componența sa doar un singur bărbat. Pe când doar un birou electoral nu a avut în componența sa niciun membru femeie și doar 6 birouri au avut în componența sa
o singură femeie. Iarăși, o altă problemă constatată de misiune este nerespectarea de către Consiliile Electorale a prevederilor privind constituirea componenței birourilor electorale. Misiunea a constatat 27 de birouri, a identificat 27 de birouri constituite dintr-un număr par de membri. Și vorbim și despre nerespectarea de către biroul electoral a prevederilor privind alegerea conducerii. În cel puțin 29 de cazuri nu s-a respectat procedura de vot deschis a conducerii biroului electoral. Modificarea permanentă a componenței organelor electorale rămâne și ea o problemă. Observăm că cel puțin 8 consilii electorale și 246 de birouri electorale și-au modificat componența în perioada monitorizată. O altă problemă identificată a fost implicarea membrilor biroului electoral în activitățile de agitație electorală. Având în vedere că a doilea scrutin deja este organizat în condiții de pandemie, cu referire la acest aspect, ținem să menționăm următoarele carențe, și anume nerespectarea cerințelor privind activitatea zilnică în condiții de pandemie în perioada activității organelor electorale, nerespectarea în totalitate a procedurii de efectuare a termometriei. Observăm că doar 75% din consilii și 26% din birouri au efectuat termometria, precum și iarăși plasarea informației privind regulile de protecție a sănătății. Aceasta a fost asigurată doar în 34 de consilii electorale și doar în 1454 de birouri electorale. Țin să menționez cu privire la acreditarea observatorilor, țin să menționez că Comisia Electorală a modificat regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare în sensul prezentării de către instituția solicitantă, inclusiv a copiei de pe statutul instituției. Completarea respectivă nu a afectat drepturile observatorilor. În total, pentru alegerile parlamentare anticipate, la nivel de CEC și Consiliile Electorale, au fost acreditați 8.952 de observatori și experți, atât internaționali cât și naționali. Deci, naționali avem 8.310, observăm că comparativ cu alegerile prezidențiale, atestăm o creștere cu 8% a numărilor de observatori naționali. Dintre aceștia, 1.186 au fost acreditați către Asociația Promulex, iar 158 de către 6 concurenți electorali pentru secțiile de votare de peste hotare. Cât privește observatorii internaționale acreditați, avem 642 la număr, iar și comparativ cu alegerile prezidențiale, atestăm o creștere cu 49%. Iarăși amintesc că la alegerile prezidențiale, având în vedere contextul pandemic, mai multe misiuni internaționale și-au redus numărul de experți acreditați, iar unele au renunțat la observare, la monitorizarea procesului. Observatorii Promulex implicați în procesul de monitorizare au fost instruiți în cadrul seminarilor organizate de misiune, inclusiv privind standardele de protecție în contextul pandemic. Cu referire la implicarea administrației publice în organizarea alegerilor parlamentare anticipate, printre problemele identificate de misiune, menționez aprobarea tardivă a hotărârii Comisiei Naționale numărul 56, prin care au fost stabilite regulile generale obligatorii de prevenire și combaterea infecției COVID-19 la desfășurarea scrutinilor. Deci aceasta a fost aprobată la 14 zi de campanie electorală. Totuși, misiunea Promolex apreciază elaborarea de această dată a recomandărilor și pentru întâlnirile electorale din cadrul campaniei, care au presupus prezența fizică a participanților. O altă problemă identificată este anume aprobarea instrucțiunii privind modalitatea de organizare și desfășurare de către CECA scrutinilor electorale, de către Comisia Națională și nu de către Comisia Electorală Centrală. Misiunea Promulex și la acest scrutin a constatat că nu toate APD-urile disemnează membri în birourile electorale, Deci, din toate autoritățile publice locale, doar din 16 unități administrative teritoriale de nivelul 2
au îndeplinit cerințele legale privind desemnarea membrilor în birou electoral. Deși, iarăși, comparativ cu scrutinul prezidențial, am observat o ușoară îmbunătățire a gradului de informare a cetățenilor privind procesul electoral, totuși constatăm că realizarea de către autoritățile publice locale a atribuțiilor ce țin de asigurarea unui proces electoral transparent și corect este încă una lacunară. Astfel, observăm din graficele prezentate că cel puțin 64 de apele nu au o decizie privind asigurarea spațiilor de afișaj, iar 298, chiar dacă le-au adoptat, nu le-au afișat la sediul APL. Cu privire la asigurarea spațiilor de afișaj, observăm că 113 nu au asigurat acest spațiu, iar 315, chiar dacă l-au asigurat, acest spațiu era insuficient conform prevederilor legale. Privind adoptarea deciziei, privind oferirea spațiului destinat întâlnirilor cu alegătorii, iar și observăm că cel puțin 70% nu au adoptat o decizie în acest sens. Și ultimele două probleme identificate de misiune, numai puțin importante, sunt intimidarea și presiunea în raport cu APL. Conform observatorilor Promulex, cel puțin 11 cazuri au fost constatate în 4 raioane din sudul țării, în care reprezentanții APL au invocat acțiuni de intimidare din partea candidatului PSRM, Vasile Bolea, și iarăși abuzul din partea APL în raport cu concurenții electorali și dreptul acestora garantat de articolul 52 alineatul 1 din codul electoral, și anume de a spune discuțiilor libere și sub toate aspectele programele electorale, precum și de a face agitație electorală. Este vorba despre abuzul din partea primăriei municipiului Orhei de a permite concurenților electorali instalarea corturilor în oraș. Acestea au fost principalele probleme identificate de misiune la capitolul activitatea organelor electorale și administrația publică. Dacă sunt întrebări, sunt deschis pentru a răspunde. Mulțumesc! Mulțumesc mult, Mariana! În continuare vreau să ofer cuvântul Irinei Coropcincu, care a monitorizat campania electorală recentă din perspectiva discursului instigator la ură și la discriminare. Și înainte de a oferi cuvântul, vreau doar să menționez că este foarte important să vorbim despre acest fenomen, care, din păcate, capătă răspândire în societatea noastră cu perioade de intensificare pe durata campaniilor electorale. Din păcate, nu se termină totul cu perioada în campanii electorale. Asistăm și în prezent la așa un val de discurs de ură pe țările de socializare, cu repercusiuni nocive asupra întregii societăți. Vreau să mulțumesc Promulexului că a decis să monitorizeze acest fenomen în campanie. Și, Irina, te rog frumos să ne spui care sunt constatările la care ați ajuns după ce ați monitorizat campania electorală. Mulțumesc frumos, Elena! Bună ziua tuturor! Doar câteva secunde pentru a-mi partaja ecranul și voi putea să vorbesc pe foarte scurt, sper să nu vă răpesc mai mult de 10 minute, despre constatările cu privire la fenomenul discursului de ură și instigare la discriminare în contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. Pentru cei care ne urmăresc în ultimii 3 ani și știu cu ce ne ocupăm pe această parte a monitorizării discursului de ură, o reamintire pentru cei care sunt pentru prima dată la acest eveniment, acest tip de eveniment, doar câteva nuanțe metodologice pentru a vă clarifica un pic cum are loc monitorizarea discursului de ură. Deci, scopul monitorizării în sine, în perioadele electorale, este analiza și evaluarea gradului de utilizare a discursului de ură, dar și modul de reacție și de sancționare de către autoritățile acestui tip de discurs. Perioada monitorizării a fost din 11 mai până pe 25 iulie, iar obiectul monitorizării a cuprins mass media online, rețele de socializare, platformele online, evenimentele publice electorale, concurențe electorale, personalități publice.
Și de această dată am continuat să utilizăm o abordare extinsă a conceptului de discurs de ură pentru analiza și interpretarea datelor cantitative și calitative, care cuprinde, de fapt, mai multe concepte conexe, printre care instigarea la discriminare, discursul sexist, homofob, rasist și altele. În această perioadă electorală, am identificat 299 cazuri de discurs de ură și instigare la discriminare, care reprezintă, de fapt, o scădere a cazurilor de discurs de ură înregistrate în comparație cu alegerile prezidențiale din anul trecut. Atrag atenția că cifrele pe care le vedeți sau numerele pe care le vedeți pe ecran în acest moment. Pentru perioada 2018-2019, Promolex a monitorizat fenomenul discursului de ură în general, nu doar în context politic și electoral, iar în anul 2020 și în acest an ne-am focusat atenția să vedem cum se manifestă acest tip de discurs, în special în context electoral. Iată de ce datele sunt mai mari față de anii precedenți. Deci, practic, în această campanie electorală am înregistrat o medie de 3,9 cazuri noi de discurs de ură pe zi, în scădere cu un caz, în medie cu un caz față de anul precedent, alegerile prezidențiale. În continuare, rețele de socializare rămâne a fi una dintre principalele surse de răspândire a discursului de ură și instigări la discriminare în perioadele electorale. Deci concurența electorală, dar nu doar aceștia, utilizează preponderent aceste platforme pentru a-și răspândi mesajele din campania electorală. Și acest lucru contribuie, de fapt, la răspândirea rapidă a cazurilor de discurs de ură și, așa cum puteți vedea, cele 299 de cazuri au fost vizualizate de peste 13 milioane ori și distribuite de peste 455.000 de ori. Practic, fiecare caz înregistrat în această perioadă a fost vizualizat în medie de 44.000 de ori. În continuare, constatăm că discursul de ură și instigare la discriminare este utilizat sau generat preponderent de către bărbați cu vârsta cuprinsă între 35 și 50 de ani, iar acest tip de discurs continuă să afecteze în special bărbații, dar și femeile. Iar în campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate am înregistrat o creștere a cazurilor de discurs de ură îndreptate împotriva persoanelor cu vârsta mai mare de 50 de ani, dar și cu persoanele de până la 35 de ani. În principal, criteriile care au stat la baza discursului de ură sunt apartenență politică, sex, gen, orientare sexuală, identitate de gen, vârstă și opinie, dar așa cum puteți vedea și în graficul de pe ecran, avem foarte multe alte criterii care se întâlnesc sau stau la baza cazurilor de discurs de ură în perioada electorală. Corespunzător, cele mai afectate grupuri în continuare rămân a fi concurenții electorali, politicienii, membri și simpatizanții acestora, femeile, persoane LGBTI, persoanele în etate și persoanele cu dizabilități. Practic în ultimii ani, fie în perioada electorală, dar și în afara acestora, nu se schimbă foarte mult acest top 4 a grupurilor afectate de discursul de ură, ceea ce înseamnă că de principiu domina aceeași retorică. Nu voi vorbi în acest moment despre exemple concrete pentru că ele au fost incluse în rapoartele intermediare și nu vreau să vă răpesc foarte mult timp, dar cantitativ vorbind puteți vedea care au fost concurenții care au utilizat mai des discursul de ură în această campanie electorală și aici vorbim despre Dorin Chirtoacă, Renato Usati, Vasile Costiuc și Vlad Bilețchi. Desigur, discursul de ură generat de către politicieni, la rândul său, generează victime și inclusiv contracandidații acestora sunt afectați de discursul de ură și în perioada electorală Igor Dodon, Vladimir Voronin, Maia Sandu și Zinaida Greceanu au fost printre cei mai afectați de discursul de ură. Maia Sandu, deși nu a fost concurentă electorală, ea a fost vizată de mesaje de ură prin asociere cu partidul PAS, înregistrat în cursa electorală.
În continuare, atragem atenția asupra faptului că aproximativ 37% din cazurile identificate de discurs de ură sunt generate de mass media și aceasta rămâne una dintre sursele care răspândesc discursul de ură. Pe final, câteva constatări cu privire la datele monitorizării discursului de ură. Cu regret, acest tip de discurs în perioada electorală, dar și în afara acesteia, rămâne în continuare nereglementat și nesancționat. Primul rând pentru că adresele Curții Constituționale din 2016 și 2020 cu privire la acest tip de discurs nu au fost îndeplinite de Parlamentul Republicii Moldova în toate legislaturile de până acum și cadrul legal rămâne în continuare lacunar. Autoritățile nu colectează date dezagregate, cu excepția Consiliului pentru Egalitate, deci nu putem să știm care sunt tendințele și domeniile în care e nevoie de intervenție, dar și ce suport ar trebui să acordăm victimelor acestui tip de discurs. Este adevărat și apreciem faptul că Comisia Electorală Centrală a remis contestațiile și sesizarea înregistrate de către CEC către Consiliul pentru Egalitate, în contextul în care proiectul de lege 263 nu a fost definitivat și adoptat în lectura finală. De asemenea, este important să reamintim faptul că Comisia a inclus un nou articol cu privire la interzicerea discursului de ură în codul de conduită, însă, cu regret, instituțiile media și 70% din concurenții electorali nu și-au asumat respectarea acestui cod. Consiliul Audiovizual a monitorizat modalitatea de reflectare a campaniei electorale de către furnizorii media din prisma utilizării discursului de ură și, deși a înregistrat 4 materiale TV care au admis încălcarea articolului 13 al Codului Serviciu Media Audiovizuale, mai exact neadmiterea oricărei forme de discriminare, Consiliul Audiovizual nu a aplicat sancțiuni în acest sens. Așa cum menționam anterior, după concurențe electorale, femeile, persoanele LGBTI, personalitate și persoane cu dizabilități rămân a fi principalele grupuri afectate de discursul de ură în perioada electorală. Și în această campanie electorală, așa cum am văzut și în campania prezidențială, întâlnim tot mai des cazuri de discurs de frică, prin care se evită, de fapt, instigarea sau justificarea urii împotriva unui grup de persoane, însă se urmărește amplificarea unui sentiment de frică față de anumite grupuri sociale, cum ar fi migranții, reprezentanții altor naționalități, persoanele LGBTI. Din cele 66 de situații în care au fost identificate cazuri de discurs de ură și instigare la discriminare la posturile TV, doar în 6 cazuri moderatorii au intervenit pentru a opri manifestările intoleranței sau pentru a le condamna. Pe final, reamintesc tuturor celor care ne urmăresc că pe pagina de Facebook Monitor Hate Speech Moldova puteți găsi mai multe date cu privire la monitorizarea discursului de ură în Republica Moldova, dar și acțiunile care sunt întreprinse la nivel național și internațional în acest sens. Pentru mai multe întrebări sau clarificări, rămân conectată pentru a vă putea răspunde. Mulțumesc frumos! Mulțumesc mult, Irina. Constatări care dau de gândit. Sper că vom putea să discutăm despre ele la panelul de întrebări-răspunsuri. În continuare, o să ofer cuvântul lui Nicolae Panfil să formuleze acele recomandări ale emisiunii care sunt făcute ca urmare a constatărilor prezentate de către colegii săi. Nicolae, prezentarea este afișată pe ecran, doar că apare împreună cu slide-urile din partea stângă. Secundă. Thank you.
Elena, se vede? Da, se vede, dar la fel este împreună cu slide-urile de stânga. Acum? E ok? Da, acum e bine. Da. În primul rând, mulțumesc colegilor pentru aceste prezentări ample. Sper că au dat de gândit și vor urma și întrebări, dar nu înainte de a formula sau de a prezenta și câteva recomandări. Voi preciza din start că avem în raport 45 de recomandări. Eu am încercat să fac o sinteză acestora pe principalele probleme pe care s-au expus mai sus și colegii mei și în continuare voi veni cu câteva dintre ele. În primul rând, dacă vorbim despre activitatea organelor electorale, dar și administrației publice locale în contextul alegerilor, noi am sugera sau am recomanda aprobarea instrucțiunii privind modalitatea de organizare și desfășurare a scrutinilor în condiții pandemice cu avizarea documentului de către CNSP. Deci, așa cum au menționat colegii anterior, acest document a fost adoptat însuși de către CNSP. Considerăm că, sau reiterăm că poziția Promolex este că anume CEC este instituția responsabilă de organizarea alegerilor și ar trebui să adopte o astfel de instrucțiune care, desigur, trebuie să fie avizată și de către CNSP. Pentru că specificul scrutinilor este cel mai bine înțeles și cunoscut anume de către Comisia Electorală Centrală. De asemenea, recomandăm instituirea mecanismelor de verificare a gradului de respectare de către realizatorii de sondaje a cerințelor normative privind înștiințarea organului electoral, un aspect care se pare că nu a fost anterior menționat de colegii mei, dar am văzut anumite lacune la acest subiect și sunt și cazurile sau situațiile respective exprimate sau prezentate în raport. De asemenea, utilizarea de către APL a competențelor atribuite de codul electoral cu privire la delegarea membrilor în organele electorale interioare rămâne iarăși o recomandare. Ați văzut din cele prezentate de către colega Mariana Dobrovolski că doar 16 consilii raionale au făcut uz de acest instrument legal sau au respectat această prevedere legală. Și, la fel, asigurarea de către organele electorale și APL accesibilității secțiilor de votare sau a sediilor de interes public, pentru că, de fapt, acestea sunt clădiri care sunt de interes public în general și sunt utilizate și în afara legilor, pentru orice tip de scrutin. Aici mai avem în continuare mult de lucru. Cât privește constituirea secțiilor de votare peste cotare și celor pentru alegătorii din regiunea transnistreană, aici este necesară asigurarea condițiilor și a mecanismelor suplimentare de exercitare a dreptului de vot pentru cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare. Deci trebuie să spunem la un moment dat și să avem o discuție deschisă, onestă, că cu regret se pare că nu vom putea totuși la nesfârșit să majorăm numărul secțiilor de votare peste hotare, pentru că cetățenii sunt foarte mulți, iar posibilitățile financiare, dar și logistice, oricum sunt mai limitate. De aceea sunt necesare astfel de mecanisme. Am putea să vorbim în continuare sau să revenim la ideea de majorarea numărului de zile de vot, dar și despre alte metode alternative de vot care pot fi implementate. Și practica internațională, acestea sunt cunoscute. Este vorba despre vot electronic, votul prin poștă. Totodată, sigur că la același subiect trebuie să vorbim despre necesitatea revizuirii criteriilor prevăzute la articolul 31 alineatul 3 din codul electoral privind organizarea sectorului de votare în străinătate și totodată să asigurăm că aceste criterii sunt mult mai clar explicate în legislație. În prezent am văzut că nu toate criteriile expuse în acest articol sunt foarte clare. Și inclusiv acest moment a trezit anumite interpretări în cadrul recentului scrutin. De asemenea, recomandăm consultarea publică a procedurilor de constituire a secțiilor de votare pentru legătorii din regiunea transnistreană a Republicii Moldova și celor de peste hotare. Și acum au vorbit și colegii mei anterior, acest proces a fost unul lacunar. Și în special atunci când vorbim despre secțiile de votare pentru alegătorii din regiunea transnistreană, practic nu au fost discuții foarte multe la acest subiect, cu excepția aspectului care ținea de acele secții
care se propuneau a fi create în teritoriile necontrolate sau parțial controlate de către autorități. Cred că pe acest subiect, construirea sectorului de votare, în special, ar trebui să revenim după alegeri și să ne gândim cum putem să îmbunătățim legislația electorală, dar și practica. Cu privire la desemnarea și înregistrarea candidaților, câteva recomandări. În primul rând, revizuirea în ansamblu a regulamentului privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție în vederea asigurării unor proceduri transparente conforme prevederilor codului electoral. Colegul meu, Igor Bucătaru, a vorbit anterior despre anumite suspiciuni sau dubii cu privire la modul în care au fost înregistrați anumiți concurenți electorali care au colectat liste de subscripție. Acest lucru ar trebui să dispară, să nu uităm totodată la același subiect și despre faptul că în continuare avem o discrepanță între partidele politice și candidații independenți care trebuie să colecteze semnături pentru a fi înregistrați. Cunoaștem foarte bine că astăzi un partid politic poate fi înregistrat cu 1000 de semnături, iar un concurent electoral are nevoie de mult mai multe semnături pentru a fi înregistrat în scrutinul parlamentar, spre exemplu. Și toți știm că avem partide politice care practic doar la alegeri și apar și de aici și apar și anumite semne de întrebare la acest subiect. De asemenea, la subiectul desemnării și înregistrării candidaților, recomandăm completarea codului electoral și a legislației conexe cu norme care să nu permită camuflarea blocurilor electorale într-un singur partid politic. S-au referit colegii la acest subiect și nu voi insista pe prezentarea detaliilor. Totodată este necesară modificarea noțiunii de concurent electoral în alegerile parlamentare, astfel încât candidații la funcția de deputat să fie considerați și ei concurenți electorali. Ori am avut situații când unii candidați pe listele partidelor s-au adresat cu contestații și acestea nu au fost primite din cauza că ei nu au statutul de concurent electoral. Ori alegațiile sau situațiile care erau puse în discuție meritau a fi analizate, examinate de către organele electorale. Tot la capitolul desemnării și înregistrării candidaților, voi reaminti despre o problemă despre care a vorbit și colegul meu Igor Bucătaru, dacă nu greșesc, despre declarațiile de avere și interese personale depuse de candidați în momentul în înregistrări de către concurenți. În acest sens, noi considerăm necesară reglementarea modului de verificare a autenticității declarației, dar și a competenței organului corespunzător de control al averii și intereselor personale. Deci, sub nicio formă nu este reglementat cine, cum trebuie să facă aceste verificări. Comisia Electorală Centrală doar se rezumă la primirea acestor dosare, inclusiv acestor declarații, fără a face careva verificări. Ori am văzut expres spus în cadrul diferitor dezbateri de către unii concurenți înregistrați despre faptul sau care au recunoscut că aceste declarații au fost completate de formă, pentru că se cere la dosar și nu neapărat informația prezentată acolo este și una corectă sau completă, fapt care considerăm noi poate afecta transparența campaniei electorale și nu contribuie la informarea deplină cetățenilor despre aceștia, despre concurenți. În aceeași ordine de idei, solicităm sau recomandăm includerea candidaților în alegeri în lista subiectelor care au obligația să depună declarația conform legii privind declararea averii și intereselor personale. La momentul de față, aceștia nu sunt obligați să facă acest lucru și respectiv nu sunt posibili de a fi verificați de către autoritatea în cauză. Totodată, este necesară introducerea sancțiunilor sau sugerăm introducerea sancțiunilor pentru depunere de către candidații declarații de avere și interese personale în care au fost incluse date false sau omise anumite date în mod intenționat. În această ordine de idei, considerăm că ar putea inclusiv fi examinată oportunitatea introducerii în lege
a respectivului TMI pentru excludere din lista candidaților sau a concurentului electoral atunci când nu depun această declarație sau o fac în mod eronat sau incomplet cu bună știință. Cu privire la concurenții electorali deja registrați și campania electorală, a vorbit colega mea, Mariana Focșa, dar a vorbit și domnul Bucătaru despre utilizarea resurselor administrative în alegeri și de aici concluzionăm că se depune sau se impune a fi stabilită o definiție mult mai exhaustivă, mult mai completă a ceea ce înseamnă resurse administrative în conformitate cu standardele internaționale în domeniu. Ori la momentul de față, legislația Republicii Moldova vorbește despre resurse administrative ca fiind doar sub aspectul lor material. Deci nu vorbim despre imagine, spre exemplu, sau despre resurse administrative, cum ar fi coerciție care poate fi exercitată sau posibilitatea de adoptare a legilor în beneficiu unui concurent electoral, spre exemplu. Deci toate aceste pârghii cumva la fel trebuie reglementate pentru a fi stopate utilizarea lor în perioadele electorale și de aici vorbim și despre necesitatea extinderii perioadei de interzicere a utilizării resurselor administrative, nu doar în campanie propriu-zis, dar chiar și în perioada electorală și preelectorală, cel puțin din momentul în care se anunță data alegerilor, să fie clar că niciun fel de resurse administrative nu mai pot fi utilizate. Și la fel vorbim inclusiv despre necesitatea revizuirii articolului 52 alineatul 8 din codul electoral. Este vorba despre acel articol în care se menționează despre utilizarea imaginii publice a diferitor actori naționali și internaționali în campanie electorală. Deci este necesar ca să fie revizuit acest articol, așa încât interdicțiile prevăzute să fie, pe de o parte, mai explicite, iar pe de altă parte să țină cont și de libertate de exprimare. Deci am văzut în campaniile curente sau precedente, dar și cele mai din trecut, situații când concurenții electorali, pe de o parte, abuzează foarte mult de această posibilitate, oportunitate, pentru care practic nu există sancțiune, trebuie să spunem și acest lucru. Iar pe de altă parte, deci aceste lucruri pot reprezenta într-un anumit moment inclusiv forme de utilizare a resurselor administrative. Tot cu privire la concurenții electorali și campanie electorală, considerăm că este necesară completarea regulamentului privind reflectarea campaniei electorale cu categoriile de persoane care nu pot apărea în cadrul dezbaterilor electorale. Noi am avut astfel de situații în acest scrutin și aici sigur că avem în vedere astfel de persoane, spre exemplu persoanele care sunt lipsite de dreptul de a alege și de a fi ales sau să nu poată participa în cadrul dezbaterilor electorale în calitate de reprezentant a unui concurent electoral, o persoană care este membru a unui alt partid politic, spre exemplu. Și astfel de situații mai pot fi identificate. Deci nu se justifică o astfel de abordare sau astfel de situații care au avut loc în acest scrutin, de asta intervenim cu astfel de sugestie. O altă recomandare ar fi că este necesară dezvoltarea cadrului legal cu privire la interzicerea implicării și utilizării imaginii cultelor religioase în perioada campaniei. Am avut cel puțin 7 cazuri în această campanie reflectate în raport, iar această recomandare, reamintesc, vine încă din 2016 și se pare că este una care nu și-a găsit încă soluția, fiind formulată însă de către Curtea Constituțională, dacă nu greșesc eu, urmarea legilor prezidențiale din 2016. Tot la capitolul concurenți și campanie electorală vorbim despre necesitatea completării codului electoral și legislației conexe cu norme care ar reglementa și ar sancționa transportarea organizată a legătorilor la secții de votare de către concurenți electorali sau de către alte persoane terțe în ziua alegerilor.
Cu regret, în această campanie, Comisia Electorală Centrală nu a reușit să adopte o astfel de hotărâre. Noi totuși considerăm că ar fi necesar ca acest lucru să fie inclusiv la nivelul codului electoral prevăzut, așa încât pe viitor Comisia Electorală Centrală să nu se poată eschiva sau să aibă careva altfel de deficiențe, dificultăți în a pune în aplicare astfel de măsuri. Am văzut că acest fenomen în mod special a fost practicat în contextul votării în secțiile de votare pentru alegătorii din regiunea transnistreană și cunoaștem, înțelegem care pot fi în acest sens riscurile. Cu privire la discursul de ură și instigarea la discriminare, câteva recomandări. În primul rând, definitivarea și adoptarea proiectului de lege 263 din 19 iunie 2020, în conformitate cu opinia Comisiei la Veneția și recomandările societății civile. De altfel, acel proiect de lege 263 se referă și la alte aspecte, nu doar la discursul de ură, vorbește inclusiv despre resursele administrative, inclusiv despre metodele alternative de vot. Deci ar fi binevenit ca legiuitorul să reia în examinare acel proiect de lege și să-l ducă la bun sfârșit, chiar în viitorul apropiat, pentru că, de ce nu, vom avea scrutinii chiar și în această toamnă alegeri locale anticipate, vom avea în primăvară alegeri locale anticipate, ne mai vorbim despre următoarele alegeri naționale, pentru care trebuie să fim pregătiți în acest punct de vedere. O altă recomandare ar fi definitivarea și adoptarea proiectului de lege 301 din 2016 privind reglementarea infracțiunilor motivate de prejudecată. La fel, instituirea de către CECA unui mecanism de monitorizare, documentare și sancționare discursului de ură în campaniile electorale și condamnarea publică a discursului de ură și descurajarea concurenților electorali în utilizarea retoricii bazate pe intoleranță. Acestea ar fi doar câteva din recomandările care le găsiți în raport la acest subiect. Rapid despre ultimul capitol de parte de recomandări, vorbim despre finanțarea campaniei electorale. În primul rând, noi ne-am dorit să vedem consolidate capacitățile Comisiei Electorale Centrale în vederea asigurării unui control mai eficient asupra finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale. Și când vorbim despre capacități, aici noi ne referim atât la perfecționarea cadrului legal, care să spună mult mai explicit ce și cum are de făcut Comisia Electorală Centrală în acest sens, dar desigur și la alocarea resurselor financiare necesare și a resurselor umane pentru ca în cadrul CEC să existe, dacă vreți, un departament sau să existe o structură care se va ocupa în mod special, specializat cu persoane care știu să-și facă bine meseria în acest domeniu, vorbim despre auditori, contabili, specialiști în domeniul electoral și așa mai departe, care să monitorizeze anume acest aspect al finanțării campaniilor electorale, dar și a partidelor politice. Și suntem siguri că printr-o astfel de măsură vom reuși să avem o mai bună transparență a finanțării partidelor politice. La fel, este necesară adoptarea de către CECA unui mecanism propriu de verificare și estimare a cheltuielilor nedeclarate de către partide și concurenții electorale. Deci, colega Mariana Focșa a vorbit despre acest aspect. Comisia se pare că nu dispune la momentul de față de astfel de instrumentariu. La fel, este necesară specificarea în codul electoral, mai bine zis la articolul 43, alineatul 1, litera A, a datelor de identificare ale donatorilor, precum ar fi nume, prenume, ocupația, locul de muncă și altele, care pot fi făcute publice, similar prevederilor din legea partidelor politice. Acolo găsim expres menționate aceste categorii de date cu caracter personal, care partidele în mod obligatoriu le fac publice, iar în codul electoral aceste date sunt omise, fapt care îngreunează monitorizarea finanțării, în special atunci când vorbim despre monitorizarea donațiilor făcute partidelor politice. Și, de asemenea, este necesară includerea valorii donațiilor materiale și a detaliilor tehnice despre acestea în compartimentul 2 al raportului, vorbind despre rulajul mijloacelor bănești, astfel încât acestea să fie luate în calcul atât la venituri cât și la cheltuieli. Știm că există anumite plafoane
stabilite de către Comisia Electorală Centrală pentru concurenții electorale în campanie și am văzut unii concurenți în cadrul acestui scrutin, sigur, nimeni nu a depășit plafonul stabilit, dar am văzut unii concurenți care au s-au finanțat mare parte din cheltuielile pe care le-au avut au fost din contul donațiilor anume și acestea sigur că ar trebui la fel contabilizate corespunzător. De asemenea, recomandăm reglementarea modului de investigare și soluționarea cazurilor în care campaniile electorale sunt finanțate, contrar articolului 41 alineatul 1 din codul electoral, dar și armonizarea sancțiunilor pentru finanțarea ilegală a campaniilor electorale prevăzute în codul contravențional cu cele din codul penal, în conformitate cu liniile directoare ale Comisiei de la Veneția. Și în final, voi prezenta și câteva recomandări pentru capitolul care vizează soluționarea contestațiilor. În primul rând, ne referim la prevederea expresă din codul electoral sau necesitatea prevederii expresă în codul electoral a modului de soluționare a contestațiilor și a sesizărilor în perioada de până la ziua legilor, în ziua legilor și după ziua legilor, dar și în funcție de scrutin. De asemenea, toate sesizările, cererile, contestațiile, indiferent de denumirile lor depuse în perioada electorală, urmează a fi tratate drept contestații electorale dacă invocă anumite încălcări ale procesului electoral. Am văzut că pe motiv de formă au fost deseori ignorate astfel de, să spunem, demersuri. Totodată este necesară publicarea contestațiilor în termen de 48 de ore de la recepționare. Și în final vorbim și despre necesitatea identificării soluțiilor optime pentru ajustarea normelor codului electoral și a codului administrativ, astfel încât să asigure soluționarea eficientă a litigiilor electorale. La momentul de față există anumite contradicții, să spunem așa, despre care au vorbit și colegii anterior. Cam acestea ar fi recomandările succint care am dorit să le scot în evidență. Desigur, colegii mei mă pot completa dacă pe anumite aspecte sau pe anumite probleme mi-au scăpat anumite recomandări. Dar cred că avem deja o bună bază pentru a da start discuțiilor asupra acestor recomandări, dar și a constatărilor care au fost. Deci, te rog, Elena, în continuare să preiai. Mulțumesc mult, Nicolae, mulțumesc mult. Cumva ai dat startul cele de-a doua sesiuni. Eu vreau doar să menționez înainte de a prelua deja întrebări despre faptul că toate constatările și recomandările le puteți găsi deja în raportul final al misiunii care este publicat, deja este publicat pe pagina Promolex. Am să rog organizatorii să placeze link-ul în chat. De asemenea, doar să menționez, pot presupune că o parte din recomandările pe care le-ai prezentat tu ar putea să nu fie totalmente acceptate, în special cele legate de declararea verilor și intereselor personale, de către Autoritatea Națională de Integritate și sper că vom discuta despre aceste recomandări la sesiunea acum de întrebări-răspunsuri. Îndemn toți cei care au fost vizați atât în prezentări, atât în recomandări, să intervină. Rugămintea mea este doar să aveți intervenții laconice, astfel ca toți cei care doresc să participe la discuție să o poată face. Mai ales că avem, din câte înțeleg, noi deja am depășit cu mult timpul alocat pentru conferința de astăzi. Eu sper doar că dacă vor avea discuții mai încinse sau vom avea mai multe întrebări, să puteți extinde, Nicolae, timpul alocat conferinței. Știu că s-ar putea să fie anumite probleme tehnice sau chestiuni de ordin tehnic. Elena, perfect de acord cu tine și suntem gata să renunțăm inclusiv la cuvintele de final, care erau conform agendei formal. Deci, cel puțin o jumătate de oră pentru discuții o mai avem, iar dacă va fi necesar, putem prelungi acest termen în funcție de interesul manifestat de participanți. Bine, și un aspect organizatoric, cei care vor să intervină, vă rog, jos în bara de jos este iconița zâmbărici, reactions, unde apăsați, puteți apăsa butonul raise hand, ridică mâna, și atunci eu pot să vă ofer cuvântul în ordinea ridicării mâinilor. Acum
mă uit peste lista de participanți, deocamdată nu este nicio mână ridicată. Domnul Șerban, dumneavoastră ați hotărât că este mai ușor așa. Da, aveți cuvântul, vă rog. Bună ziua, domnule. O să mă alătur și eu la colegul care a vorbit din partea Comisiei Electorale Centrale, domnul Șmil, prin a vă felicita pe dumneavoastră, pe toți cei de la Promulex, pentru efortul pe care l-ați depus acum pentru această conferință post-electorală, dar mai cu seamă pentru efortul din toată această perioadă electorală și nu numai, pentru faptul că ați fost ca niște paznici, ca să spunem așa, niște eșantioane pe care nu puteam să le depășim și pe care mereu ați fost la straja codului electoral, bunilor practici internaționale și așa mai departe. Eu, de fiecare dată când am avut prelejul, am adus mulțumiri echipei, întregii echipei a Promolex-ului privitor la contribuția care o aveți în organizarea proceselor electorale și nu pot să nu spun acest lucru și astăzi. Dar, fără prezența noastră, fără contribuția noastră, eu bănuiesc că procesul electoral ar arăta altfel. Dar cu contribuția noastră, eu cred că ne aliniem în linii mari la țările dezvoltate unde procesele electorale se decurg în mod democratic. Asta e partea bună a lucrurilor. Eu vreau să mulțumesc în mod special domnilor Postic, domnului Panfil, domnului Bucătari, doamnei Prochnitsky și celorlalți care am conlucrat în această perioadă de 5 ani. Vă mulțumesc pentru sugestiile care mereu le-ați avut, pentru un cuvânt bun, pentru o atitudine normală, sănătoasă față de Comisia Electorală Centrală și față de mine personal. Vă mulțumesc și vă doresc succese și doresc succese noii componențe a Comisiei Electorale, care iată mâine, poimâine, probabil că va fi aprobată de către Parlament și aceste multiple probleme care sunt astăzi, pe care le-am enumerat și multe din ele se repetă de la scrutin la scrutin, poate într-un timp rezonabil vor fi soluționate. Și iată aici eu vreau să îl susțin pe domnul Panfil, care a spus un lucru foarte și foarte corect. Este necesară o discuție sinceră și onestă pe toate problemele care există. Faptul că până astăzi noi tot avem atâtea și atâtea recomandări, atâtea și atâtea observații, probabil că este o parte de vină și a Comisiei Electorale Centrale, a organelor electorale din teritoriu. Dar trebuie să spunem prompt, cadrul normativ existent este acel care generează aceste probleme. Și eu sper că actualul Parlament, actuala majoritate parlamentară, va putea să depășească hopul acesta de mulți ani, că începem și terminăm campaniile electorale, spunem că facem un nou cod, îmbunătățim cadrul normativ, dar cu păreri de rău nimic nu se face. Eu am vorbit nu o singură dată la acest capitol, inclusiv de la tribuna Curții Constituționale, dar cu păreri de rău nu are loc. Și aici a vorbit domnul Panfil despre necesitatea discuției sincere și oneste pe mai multe domenii. Membrii Comisiei Permanente, membrii Comisiei Electorale să lucreze permanent în cadrul Comisiei. Păreri de rău văd că nu s-a izbutit să trecem peste acest hop. Era o oportunitate extraordinară ca acum să fie numiți membrii permanenți în Comisia Electorală Centrală, care să lucreze aici și să răsuflice mâinile și să facă lucrurile frumoase și lucrurile bune pe care le așteaptă societatea. Problemele cu alegerile, cu alegătorii noștri din diaspora și din Transnistria. Deci, eu susțin, iată, această afirmație a domnului Panfil, că articolul respectiv are atâtea și atâtea. Noi spunem că trei criterii și sunt enumerate și Parlamentul ne spune că sunt atât de bine enumerate și aplicațiile că totul e bine. Ei, nu e chiar așa de bine. Practic arată că nu e chiar așa de bine. Și cu Transnistria nu totul e clar. Haideți să avem o discuție
până la cât vom putea noi majora numărul sexelor de votare din străinătate? Putem și sunt în drept cetățenii noștri, concetățenii din Transnistria să voteze sau nu? Adică sunt aici mai multe probleme. Nu mai vorbesc de cum controlul asupra finanțării partidilor, cu câțiva oameni în direcția economic-financiară a Comisiei Electorale Centrale, noi vrem să controlăm acest lucru de fiecare dată. Se pun aceste probleme și le repetăm de la scrutin la scrutin. Eu sunt sincer că, sunt sigur că nouă componență, sunt oameni acolo cu experiență și teorie și practic cunosc. Mă bucur foarte mult și prin această cale îl felicit pe domnul Pavel Postică, că iată, va fi în componența Comisiei Electorale. Pe ceilalți colegi care mâine, poi mâine vor fi numiți. Eu sper că totuși vom trece acest hop de la declarații, de la afirmații că avem probleme, la rezolvarea acestor probleme și mai cu seamă la nivel legislativ. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc tuturor succese, campanii și perioade electorale mai eficiente, mai democratice spre binele țării și alegătorilor. Eu vă mulțumesc, succese multe tuturor. Mulțumesc, domnul Șarban. Începutul deja a fost pus la acestor discuții. Începutul, de fapt, este cred că astăzi și el va continua deja cu noua Comisie Electorală Centrală. Fiți în siguranță că societatea civilă care a mai rămas nu va permite noi componenții a Comisiei să stea pe tânjală și va promova și în continuare ideea perfecționării cadrului legal. Pentru că să nu mai ajungă la următoare... E liniștit. Deci eu sper că dumneavoastră veți participa la aceste discuții și în continuare, că speranța mea este că ele vor fi inclusive cu implicarea tuturor experților și specialiștilor în domeniu. În continuare vreau să ofer cuvântul doamnei Doina Bordeanu, directoarea Centrului de Instruire Continuă în domeniul electoral. Mulțumesc, doamna Profnițchi. Îmi cer scuze pentru zgomotul de fundal, se pare că sunt ceva lucrări în curte. Eu o să încerc să nu repet ce a spus domnul Șarban. În mod evident, efortul Promolex este foarte important pentru instituțiile statului și pentru societatea în general. Pentru noi, în calitate de organ specializat în oferirea instruirii electorale și în instruirea nemijlocit a funcționarilor electorali, concluziile pe care dumneavoastră le-ați formulat sunt extrem de prețioase. Noi analizăm de fiecare dată cu atenție rapoartele de monitorizare, atât cele realizate de de instituțiile naționale, cât și de cele internaționale și extragem idei, extragem subiecte necesar de abordat mai intens în sesiunile noastre de instruire cu beneficiarii și chiar mi-am notat deja câteva lucruri la care ar trebui probabil să atragem o atenție mai deosebită atunci când comunicăm cu organele administrației publice locale în cadrul seminarilor de instruire și cu funcționarii electorali. Aici o să am o întrebare, dar înainte de aceasta aș vrea în mod deosebit să apreciez efortul pe care îl faceți în ultimii ani, în ceea ce privește monitorizarea discursului de ură și a utilizării, a modului în care se utilizează resursele administrative. Într-adevăr, sunt lacunare prevederile legale la acest capitol și, după cum știți, pentru că am colaborat la anumite etape cu dumneavoastră pe acest subiect, centrul de asemenea își dorește să se implice și în acest efort care ar trebui să fie un efort comun al societății civile și instituțiilor statului și deci ne dorim să știți că suntem deschiși aici pentru colaborare astfel încât aceste fenomene să fie din ce în ce mai rare. Este alarmant rolul prea mare pe care îl joacă mass media în diseminarea discursului la ură și aici probabil trebuie să intervină instituțiile cu responsabilități și competențe în activitatea mass media.
Acum întrebarea, încerc să fiu cât mai succintă, întrebarea ați menționat ca o problemă de activitate a organelor electorale inferioare, implicarea membrilor des în activități de agitație electorală. Și nu ați oferit nicio cifră care să susțină sau anumite exemple. Este o acuzație extrem de gravă și știți că în conformitate cu codul electoral, implicarea funcționarilor electorali în activități de agitație electorală poate duce la revocarea sau este temei pentru revocarea acestora din componența organului electoral. Întrebarea mea era dacă ați urmărit continuarea acestei probleme. A fost documentată, nu a fost documentată, ce măsuri s-au luat ca urmare a depistării acestui fapt. Dacă ați putea la acest subiect un pic mai multe clarificări. Vă mulțumesc și felicit toată lumea încă o dată cu ocazia Zilei Internaționale a Democrației. Da, mulțumesc mult. Presupun că întrebarea este adresată Mariane Dobrovolski sau Igor Bucătar ar putea răspunde? Da, cu referire la implicarea membrilor biroului electoral în activitatea de agitație, a fost un caz raportat de către observatorii noștri chiar în Chișinău, și anume președintele biroului, unui birou electoral, sectorul Botanică, dacă nu mă greșesc, a fost observat de către observatorii Promolex, purtând maiou unui concurent electoral, că inclusiv repartiza materiale informative despre concurentul electoral. Observatorul drept poze au fost și anumite note informative depuse de către un cetățean care a fost urmarea și cum s-a soluționat problema chiar a fost. Deci cazul a fost raportat de către observatorul nostru care era la moment la biroul electoral. Eu presupun că informații mai detaliate ar putea să vă transmită Mariana direct, doamna Bordeanu. În continuare vreau să ofer cuvântul Sorinii Macrinici. Da, Sorina este directoare de program la Centrul pentru Resurse Juridice. Sorina, ai cuvântul să adresezi întrebarea. Mulțumesc. Se aude un pic de... Ok, acum este mai bine. La sesiunea de astăzi am auzit despre mai multe situații, deficiențe care ar necesita să fie rezolvate și inclusiv despre modificarea cadrului legal sau anumite deficiențe ale cadrului legal. Și ați vorbit și despre proiectul de lege 263, care ar fi trebuit de fapt să fie adoptat cel puțin cu un an în urmă, încă înainte de alegerile prezidențiale, ca să rezolve unele situații. Dar s-au vorbit și despre alte neajunsuri ale cadrului legal. Și acum întrebarea mea este, oare este suficient să fie adoptat doar proiectul 263 pentru a remedia deficiențele legislației electorale? Sau poate ar fi nevoie de o revizuire mai profundă a cadrului legal? Și cum vedeți voi acest lucru? Mersi. Mihaela sau tu, Nicolae, tu ai să răspunzi. Da, cred că să încerc eu. Mulțumesc, Sorina, pentru această întrebare. De fapt, așa cum am menționat și puțin mai devreme în prezentarea recomandărilor, m-a referit la proiectul de lege 263 și în mod expres am spus că ar fi bine ca acest proiect să fie adoptat chiar cât de curând posibil, pentru că a fost deja examinat în prima lectură. Și au fost doar unele aspecte principiale peste care n-au putut trece în legislativul precedent deputații și n-au ajuns la un consens. Deci eu cred că acum există oportunitatea de adoptare rapidă a acestui proiect de lege pentru ca să beneficiem în următoarele scrutinii locale anticipate de anumite prevederi care sunt acolo. Și reiterez încă o dată, este vorba atât despre resurse administrative, despre discursul de ură, aspecte care sunt la fel de importante și în cadrul alegerilor locale anticipate, mai ales că în acest toamnă se pare că vom avea alegeri anticipate în Bălți, unde este al doilea oraș ca mărime în țară, ne așteptăm la o competiție sănătoasă, dar și destul de încinsă și cred că ar fi binevenit să avem aceste prevederi deja în
în aplicare. Toate aceste prevederi, sigur, se poate spune că eventual, dacă sunt adoptate cu un termen mai scurt decât recomandă Comisia de la Veneția, nu este chiar bine, nu este salutabil, dar să nu uităm că aceste prevederi vin să îmbunătățească cadrul legal, nu vin să limiteze careva drepturi ale concurenților electorali sau ale cetățenilor, de aici și respectiv nu văd careva riscuri. Iar sigur că ceea ce ne dorim noi, Asociația Promulex și sper și alte organizații ale societății civile, dar și Comisia Electorală Centrală, Parlamentul, să ne putem așeza după această conferință de astăzi la masa rotundă pentru a discuta toate problemele, să facem o inventariere a lor de cel puțin 5 și 10 ani în urmă, care le avem constant reflectate și le ducem dintr-un raport în altul. Atât noi, dar și misiunile internaționale au aceste constatări. Și sigur că și sunt convins partidele politice, concurenții electorali, nu ar avea mai puține lucruri de spus în acest sens. Să nu uităm, clasa politică s-a schimbat în ultimii ani, apar partide noi, partide care ar avea ceva de spus, de aceea cred că este binevenit să avem astfel de discuții cât mai largi, cum spunea Elena, cât mai inclusive. Eu aș îndrăzni să ofer și un termen, dacă doriți, cred că ar trebui să ne propunem ca scop până în toamna anului viitor, până în octombrie, noiembrie anul viitor, să avem fie un cod nou electoral, fie acest cod electoral să fie revăzut semnificativ și completat, îmbunătățit semnificativ. Deja decizia pe cât de mult sau pe care cale se va merge. Se va merge pe calea unui cod nou sau pe un cod revăzut. Urmează să ia decizia experții care vor lucra, care vor dori să lucreze în cadrul sau în jurul acestei mese rotunde, cum am pomenit. Noi, reiterez, avem intenția serioasă de a ne implica în acest proces. Mai mult decât atât, am și discutat, am inițiat discuțiile cu unii parteneri de dezvoltare, cu unii donatori care și-au exprimat interesul pentru a susține aceste eforturi și credem că există o fereastră de oportunitate excelentă, dacă doriți, astăzi în Republica Moldova, pentru a ne așeza cu toții la această masă. Deci sper că atât opoziția, partidele care sunt, sau partidul care este astăzi la putere, partidele extraparlamentare, nouă componență Comisiei Electorale Centrale și ONG-urile, Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte, să ne revedem cât de curând în cadrul unui astfel de exercițiu. Mulțumesc, Nicolae. Sună o invitație. Exact asta e. Da, sper că toți cei care au fost auzite și de către toți cei participanți. În continuare, vreau să ofer cuvântul Arinei Crașdan, vicedirector de la CICDE. Irina, te rog, mai așteaptă puțin după, deci memorizează întrebarea sau intervenția. Mulțumesc. Deci, sunt coordonatoarea programului de cercetare în cadrul CICDE. Vicedirectoarea a revenit în funcția dumneavoastră. Da. Dar am deținut această funcție și vă mulțumesc că țineți minte. Deci, am o propunere, fiindcă am citit raportul pe care ne l-ați remis. Experții Promolex ne-au remis raportul în avans și am avut posibilitatea să-l vedem și consider foarte important să acolo sunt punctele 35-36, pare mi se, și s-a vorbit aici de către un expert, s-au dat cifre cu privire la inaccesibilitatea secțiilor de votare și consider important acolo unde se fac recomandări pentru autoritățile publice locale să mergem în tandem, deci CEC-ul cu instrucțiunile sale care deja există și societatea civilă cu propunerile sale pentru asigurarea obligatorie în conformitate cu cerințele codului electoral și cu cerințele instrucțiunilor CEC existente a accesibilității secțiilor de votare pentru votanți.
acestea toate, deci cred că ar fi bine de completat raportul sau de aplicat presiuni ca să se respecte legislația în vigoare cu privire la accesibilitatea secțiilor de votare și clădirilor publice, în special pentru persoane cu dizabilități. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Crăjdan. Ofer cuvântul unui reprezentant de partea Asociației Promolex. Aveți vreo reacție, vreun răspuns la propunerea pe care a venit doamna Crăjdan? Atât această propunere, cât și toate celelalte care au fost exprimate de noi sau vor fi exprimate în continuare de către Comisia Electorală Centrală, suntem gata să le discutăm și să vedem cum putem contribui. Sigur, există în cadrul Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte organizații chiar specializate pe acest domeniu și am putea să implicăm sau aș sugera să implicăm și aceste organizații. Deci efortul ar putea să fie unul mult mai amplu și mai valoros din această perspectivă, pentru că ei cunosc foarte bine anume standardele care trebuie să fie, pentru că noi putem să vorbim despre, spre exemplu, o pantă de acces în clădiri, dar dacă vom construi pante care nu sunt accesibile, cheltuim banii statului în zadar. Deci este nevoie să avem inclusiv beneficiarii implicați în astfel de exerciții, pentru ca el să fie cu un rezultat care să dureze. Vă mulțumesc pentru invitație. Irina, acum ai tu timpul pentru intervenție sau întrebare? Mulțumesc frumos. Nu e întrebare, e doar un răspuns suplimentar la întrebarea Sorinei, pentru că viza ce putem face dincolo de 263, proiectul 263. Deci, pe lângă, când vorbim despre discursul de ură, fie în perioada electorală, fie în afara perioadelor electorale, pe lângă proiectul 263 avem proiectul 301, cu privire la reglementarea infracțiunilor motivate de prejudecată, care vine cu câteva amendamente la codul penal și codul contravențional. De principiu, când vorbim despre discursul de ură, avem propunerea unei noi norme în codul contravențional. De asemenea, este important să ținem cont și de nevoia sau cel puțin proiectul la care se lucrează de ceva timp pentru modificarea legii 121 și 298, când vorbim de asigurarea egalității, pentru că inevitabil atunci când vorbim despre cazurile de discurs de ură, Consiliul pentru Egalitate este una dintre instituțiile care în acest moment analizează acest tip de discurs din prisma instigării la discriminare, pentru că atât permite cadrul legal. Și în ultimul rând, e posibil totuși să ne oprim și să analizăm dacă nu este nevoie să ajustăm codul serviciilor media audiovizuale în contextul în care media online nu este reglementată de nicio instituție și nicio lege în acest moment la nivel național. Mulțumesc. În continuare, domnul Urâtu a solicitat să intervină. Domnul Urâtu, eu vă rog foarte mult doar să aveți intervenții laconică ca să putem permite și celorlalți să participe la discuții. Dar la toți le-ați spus așa sau numai mie? Nu, eu le-am spus tuturor la început. Deci, pur și simplu reamintesc pentru că suntem deja la ora 12, de fapt timpul când se încheie evenimentul. Trebuie să fiu succint. Și în primul rând vreau să spun că se discută foarte importante și foarte serioase întrebări, dar ele, într-adevăr, așa cum a spus și antevorbitorii, domnul Panfilo, vorbit domnul Șarban, ele din an în an, de la scrutin la scrutin, se repetă. Deci, pe de o parte, pentru că, părerea mea, că societatea civilă are interesul să dezvăluie cât mai multe încălcări și să le raporteze inclusiv donatorilor săi, societății civile și așa mai departe, pe de altă parte, pentru că ele într-adevăr persistă. Asta înseamnă că cineva nu dorește să le schimbe. Deci eu, la toate, ascultând toate discursurile care au fost acum, mi se pare că dacă noi am cere ca Comisia Electorală Centrală să respecte
ISO, angajamentele ISO pe care și le-a asumat, pare să fie în 2014 încă, și atât, acolo sunt două standarde, deci ISO, deci 9.000 și 27.000, care obligă calitatea și securitatea informației. Deci aceste standarde, de fapt, presupun că atunci când se descoperă o încălcare, un neajuns, o deviere de la normă, se creează o comisie în cadrul Comisiei Electorale Centrale. Cel care descoperă această încălcare vine cu propunere, cu recomandare ce trebuie de făcut pentru că aceasta să nu se repete. Ulterior, Comisia Electorală Centrală analizează și elaborează sau adoptă de acum deciziile definitive și în așa fel se pune punct pe întrebarea asta că să nu apară nici acum, nici în alte scrutini. Deci în așa fel, cred că 80-90% din încălcările pe care noi le raportăm acum din an în an, ele s-ar epuiza foarte rapid. Este necesar să fie dorință Comisiei Electorale Centrale, fiindcă nu putem să cerem de la Promolex sau de la oricare altă organizație neguvernamentală ca ei să facă acest lucru. Ei fac ceea ce pot face și trebuie să le mulțumim că fac aceasta, poate bine, poate mai rău, unii sunt mai mulțumiți, alții nu, dar ei fac acest lucru. Ați s-a vorbit aici de asemenea despre agitația electorală sau implicarea în agitația electorală a membrilor biroului. Și eu pot să vă spun că putem atribui aceste încălcări sau agitații și din partea membrilor CEC. Atunci când unii membri CEC se duc în teritoriul Chipriului să rezolve anumite probleme și dau instrucțiuni membrilor biroului electoral cum să numere, cum să facă rezultatele așa ca să fie bine, asta e tot un fel de agitație. Ea poate fi considerată sau declarată ca și control din partea membrilor CEC, dar eu știu din experiența proprie, am văzut n-o singură dată când colegii mei fiind membri CEC se duceau și de fapt învățau pe ceilalți cum să fraudeze alegerile în favoarea unui sau altui candidat. Atât acest lucru nu trebuie să le ascundem, ele sunt și trebuie de căutat căi de soluționare acestor probleme. Sigur că sunt multe alte probleme care eu aș putea să le ridic, dar iarăși, domnul Pamfil spunea că trebuie să ne întâlnim după asta la o masă rotundă, sincer. Eu consider că asta trebuie să fie sincer. Asta e o întâlnire care trebuie să vină cu rezultate concrete. Ceea ce ați propus dumneavoastră ca soluții, le-am analizat, aici le acceptăm, aici nu le acceptăm și Comisia Electorală Centrală lasă lucreze sau sunt și reprezentanța ai organizațiilor neguvernamentale care își asumă angajamentul, inclusiv atât Partidul Voința Poporului este gata să elaboreze anumite analize a codului electoral, avem anumite experiențe și am putea să facem, să venim cu propuneri, dar trebuie să vedem că este interes. Eu, de exemplu, vreau să verific listele electorale în Găgăuzie. De ce atunci când în Găgăuzie se fac alegerile, numărul de alegători este de zeci de mii de alegători mai scurt, deci mai puțin alegători decât atunci când se face în Republica Moldova, deci în restul, la nivel național. Care este cauza? Și Comisia Electorală Centrală merge prin judecată, face fel de piedici ca noi să nu putem avea accesul. Dar atunci când eu văd că mi se pune piedică în acces la informații, eu presupun că ei au interesul. Poate nu au interesul, dar dacă nu îmi dau voie, caută fel de motive, deci unica explicație pentru mine este că ei au interesul să țină această situație așa în continuare cum este la moment. Încă un moment la care vreau să atrag atenția, până în 2015, când am avut un discurs în Piața Mare a Adunării Naționale și am vorbit în fața protestatarilor despre încălcări, despre fraudarea alegerilor,
Până atunci, dacă ne uitam în rapoartele de totalizare, vedeam divergențe în cifre, fiindcă, mă rog, lucrează oameni și, într-adevăr, cifrele poate să numărul de buletine pe care le-au primit și numărul de buletine pe care le-au descoperit în urnă, poate fi diferit numărul de legători și așa mai departe. Acum ne uităm, după ce s-au discutat în presă foarte mult, ne uităm că cifrele astea absolut de suspect coincid. Adică sunt cizelate în așa măsură încât nici într-un birou, nici într-o secție de votare nu găsiți măcar un buletin în plus să fie pus. Ceea ce nu este credibil. Pentru că dacă până atunci au fost aceste lucruri, acum trebuie să fie. Și iarăși vrem să verificăm aceste informații, nu ne se permite. Dar când căutăm rezultatul, de exemplu, am luat raportul care a fost publicat acum chiar în electoralele astea care le publică CEC, și când luăm după aceea raportul pe care îl dă Comisia de Lichidare a Buletinilor de Vot, a documentelor electorale, da? Vedem că este, care trebuie să-l dă de fapt după 10 ani, dar acum conform unei hotărâri care au modificat regulamentul privind arhivarea documentelor electorale, se face după 6 luni de la confirmarea de către organul electoral a rezultatului. Deci când ne uităm rapoartele astea pe care le fac comisiile pe lângă instanțele de judecată, acolo se descoperă foarte divergență foarte mare între ceea ce au fost chipurile constatate la nivelul aprobării rezultatelor de către, să zicem, Curtea Constituțională acum, și ceea ce se descoperă în documentele electorale după aceasta. Mulțumesc, nu vreau să rețin foarte mult, nu știu dacă m-au înțeles toți, fiindcă vorbesc poate cu niște informații care mi-au fost cunoscute la CEC, mai puțin poate pentru publicul larg, dar sper că am fost înțeles și dacă Comisia Electorală Centrală va dori să schimbe situația, sunt gata să aduc contribuții. Mulțumesc, domnule, au sunat niște acuzații, pot spune chiar grave, că informația prezentată la Curtea Constituțională și cea care se regăsește în rapoarte de feră. Eu sper că o să poată interveni cineva din partea Comisiei Electorale Centrale. Mulțumesc și pentru recomandare destul de valoroasă. Eu sper că noua componență va ține cont de ea legată de ISO și de certificatele de angajamentele ISO ale Comisiei Electorale Centrale. Nu văd nici mână ridicată, poate ar dori și dacă dorește cineva să intervină, să vină cu un răspuns, cu o reacție. Am eu o întrebare față de prezentatori și organizatorii conferinței de astăzi, legat de constatările pe care le-au prezentat astăzi. E vorba despre și recomandări legate de includerea legate de declarații de avere și interese personale și recomandarea de a extinde lista de subiecte ai declarării prin includerea tuturor candidaților, concurențele electorale în lista subiecților. Cel puțin așa, de câte mi-aduc aminte, a figurat recomandarea. Lucrul ăsta presupune că la alegerile locale câteva zeci de mii de candidați vor trebui să fie verificați de către Autoritatea Națională de Integritate. Sau cel puțin incluși și verificați, așa cum sună recomandarea noastră. V-ați gândit la vreun mecanism care să permită autorității să facă această verificare într-un timp foarte scurt, pentru că înțeleg că ea este valabilă atât cât durează campania, și astfel ca să nu împiedice realizarea mandatului propriu-zis al autorității de verificare și control a declarației de avere și interese a persoanelor cu funcții de demnitate publică, deja care dețin funcții, și persoane cu funcții publice. Irina, o să spun, dar dacă sunt aici să completeze, să mă ajute ulterior, sunt bineveniți. Eu o să încep faptul că noi am sesizat o problemă. Și în primul rând, această problemă s-a văzut acum în premieră așa destul de pregnant. Noi am avut și în 2019 niște declarații asemănătoare
care erau eliberate pe bandă rulantă, fără niciun fel de verificare de către ANI. Sigur că această practică la fel nu era una sănătoasă, în condițiile în care se aplică doar o formalitate pentru a avea încă o hârtie la dosar, dar reiterez, în acest scrutin au fost mai mulți concurenți electorali care au declarat cu gura lor în cadrul dezbaterilor, inclusiv că nu au considerat necesar să completeze sau că au completat de formă sau că au pus pe zero și au semnat și au pus la dosar acea declarație doar pentru că se cere. Noi considerăm că în felul acesta este afectat transparența campaniei electorale, dreptul cetățenilor de a se informa despre concurenți și de a-și face o opinie informată înainte de a merge la vot. De aceea, aceste declarații nu trebuie să fie unele formale, trebuie să existe responsabilitate pentru ceea ce se completează și se depune la acel dosar. Sigur că în anumite situații pot fi erori sau pot fi anumite scăpări și trebuie să existe posibilitatea de corectare a acelor erori. Dar până la urmă, informațiile trebuie să existe, trebuie să fie dezbătute, cunoscute publicului, iar cetățenii să voteze în cunoștință de cauză. Acum, cu privire la mecanismul, dacă noi ne-am gândit la un mecanism care ar fi posibil de implementat în acest sens, sigur, noi am avut niște discuții în cadrul asociației, în cadrul misiunii cu colegii, avem anumite idei, am putea să le discutăm ulterior în jurul acelei sau la acea masă rotundă, dacă se va considera oportun ca inclusiv pe acest subiect să se lucreze. Prealabil așa aș putea să vorbesc despre faptul sau să menționez despre faptul că o soluție ar fi ca, în primul rând, la nivelul Comisiei Electorale Centrale, adică nu inundăm autoritatea specializată cu toate aceste declarații, dar în primul rând ar putea să existe un filtru la nivelul Comisiei Electorale Centrale pentru a verifica prealabil sau posibil la etapa de înregistrare sau chiar și pe parcursul campaniei electorale aceste declarații, fie la sesizarea altor concurenți electorali, la situația în care se depun anumite contestații, sesizări, să fie verificate aceste informații, fie pentru toți concurenții electorali. Și sigur că voi face precizarea de această dată și mulțumesc pentru această observație, că în formularea acestei recomandări, în primul rând, m-am gândit la alegerile parlamentare. Și mai puțin ar fi problematic, într-adevăr, la nivel local să asigurăm implementarea acestei, sau mult mai dificil. Deci, după modelul în care Comisia Electorală Centrală, au menționat și colegii mei anterior, Mariana Focșa, despre practica bună, salutată de către noi, când Comisia Electorală Centrală verifica anumiți donatori, au avut sau nu au avut aceștia banii, resursele necesare pentru a face donația respectivă. Și au fost identificate astfel de cazuri când nu au avut. Deci, exact după același model, s-ar putea asigura o verificare preliminară la Comisia Electorală Centrală. Iar dacă persistă anumite dubii sau candidatul care și-a depus dosarul nu corectează informația respectivă, ar putea urma, de ce nu, examinarea mai detaliată a acelei declarații și a tuturor informațiilor de către autoritatea specializată, cu obligația prevăzută expres sau care ar trebui să fie prevăzută în expres, ca aceasta să vină în termenii necesari cu o reacție pentru ca să fie posibilă adoptarea de către Comisia Electorală Centrală anumitor măsuri, urmarea deciziei care va fi stabilită. Fie a fost încălcat regimul de declarare sau nu a fost încălcat. Ați văzut, am mers inclusiv până la momentul în care am propus să discutăm cel puțin public, inclusiv despre oportunitatea sau posibilitatea examinării retragerii candidatului sau concurentului electoral din curs pe acest motiv. Pentru că, iarăși revin de la ceea ce am început, mi se pare grav atunci când concurenții electorali, candidați, bună știință, merg în campanie electorală și mint alegătorii. Deci, la ce să ne așteptăm ulterior când aceștia vor ajunge în funcție? Și cu asta închei. Sper mai multe discuții să avem acest subiect în cadrul sau în jurul mesei rotunde despre care am vorbit. Nu în existența problemei. Am fost martorul, la fel ca și tine, la toate declarațiile în dezbateri în care foarte clar specificau concurenții că declarațiile sunt pur formale, completate,
dar poate începem de la ceva mai simplu, asigurarea unei interoperabilități între bazele de date cu ANI și depunerea, schimbarea modalității de prezentare a declarației, nu pe suport de hârtie, dar direct online, astfel ca cel care completează declarația să fie impus să completeze toate câmpurile din declarația respectivă. Dar e clar că este loc pentru dezbatere ulterioare și îmi pare rău că reprezentantul ANI-ului nu mai este prezent acum. Dar reamintesc, Elena, într-adevăr, pentru aceasta este necesar ca inclusiv în legea ANI să fie prevăzut candidații, concurenți electorali ca și subiecte care pot fi studiați. Da. Legea venia nici mai probabil va fi aprobată până la sfârșitul lunii septembrie, așa că e cazul de cumva de grăbit puțin lucrurile în acest context și în acest aspect. Domnule Urâtu, dumneavoastră ați vrut să interveniți la acest subiect? Da, doar pe scurt ca o sugestie. Eu am fost în Norvegia la monitorizarea legilor și se mirau din noi. Zice, la voi este așa o practică, puneți semaforul că să nu treacă strada, pe urmă la semafor puneți polițistul care trebuie să observe cine încalcă acest semnal la semaforului, pe urmă că polițistul să nu fie corupt, îi puneți un reprezentant de la securitate, pe urmă că ăsta să nu fie corupt, îi puneți societate civilă, și așa mai departe. Deci noi putem să creștem acest... Noi nu avem nevoie, de fapt, nici de ANI, în principiu. Dacă ar fi suficiente instrumente pentru societatea civilă. Deci societatea civilă cel mai bine. Când vorbesc societatea civilă, am în vedere în ansamblu. Orice cetățean, orice reprezentant al organizației neguvernamentale, este prevăzut de lege că acesta declară, de exemplu, averile sau interesele și oricine are dreptul să găsească această încălcare și să meargă în judecată, dar să fie sau în procedura respectivă, să fie sigur că el va avea izbândă. La noi se fac organizațiile astea, cum ar fi ANI și toate celelalte și CEC, dar care ascultă numai sau dă o dreptate numai la cei care sunt la guvernare. Și partidele care sunt în opoziție poate să lupte, poate să vină cu fapte, așa cum se face în Parlament acum, vine cineva cu o propunere foarte bună din opoziție, dar ceilalți spun că nu s-a luat numărul necesar de voturi, așa se făcea la CEC. Veneam cu, când eram eu în componență, și veneam cu niște fapte concrete, se punea la discuție, spuneau că nu, Râtul nu are dreptate, că alții cinci au votat altfel. Deci nu trebuie să mergem pe ideea aprofundării controlului că poți să mergi până în pat la respectivul și totdeauna nu-i să găsești dacă aici e dintr-o parte și îi să găsești chiar neîntrând acolo dacă aici e reprezentat din alt partid sau din altă parte. Deci trebuie să mergem pe ideea zicem, respectării legii în tocmai. Să mergem, nu ne ducem foarte departe, dar insistăm pe lucrurile care sunt foarte importante, să fie respectată legea și să fie dat instrumentul legal, să fie funcțional. La noi acum legea este, legea e bună, chiar e mult mai bună, să zicem așa, mult mai amănunțită decât în multe țări pe care noi le invidiem cum trăiesc. Numai că la noi aceste legi le încalcă însăși cei care trebuie să verifice respectarea lor. Am în vedere procuratura și instanța de judecat. Deci haideți poate să ne gândim la aspectul ăsta, cum să revenim la normalitate în vederea respectării legislației și asigurării societății civile fiecărui cetățean instrumentele necesare ca el să poată interveni. Un alt subiect de discuție la masa rotundă anunțată de către Nicolae Panfil. Nu mai văd alți doritori care ar dori să intervină, de aceea am să rog pe Nicolae să vină cu un cuvânt de încheiere. Mulțumesc, Elena, și mulțumesc, de fapt, tuturor participanților la acest eveniment.
chiar dacă au fost mai puțin cei care au vorbit sau pus întrebări, chiar și la acest moment vedem înregistrați 47 de persoane, 47 de reprezentanți a diferitor organizații, instituții, ceea ce înseamnă că există interes pentru aceste subiecte și chiar cu depășirea timpului alocat din start. Deci, reiterez încă o dată, mulțumesc sincer pentru deschiderea dumneavoastră, pentru faptul că ați fost pe parcursul campaniei electorale, ați urmărit activitatea noastră și toate celelalte rapoarte care au fost prezentate. Eu vreau să mulțumesc încă o dată colegilor mei, atât la nivel național din teritoriu, cât și colegilor din echipa centrală, pentru tot efortul depus în cadrul misiunii de observare. Și, sigur, încă o dată la final să reiterez invitația. Sper că va fi una reținută de către diversi actori de a ne întâlni în continuare pe parcursul următorului an, cum spuneam, până în octombrie-noiembrie anul viitor, să reușim să aducem mai multe modificări la codul electoral, mai multe îmbunătățiri, așa încât un vis de-al meu, să spunem, personal, dar cred că și a multora dintre dumneavoastră să devină realitate, ca alegerile să fie în Republica Moldova o chestiune sau un proces cât mai plictisitor, dacă pot să mă exprim așa, că să nu avem neapărat toate aceste constatări, zeci de constatări reiterate din alegeri în alegeri și să ajungem la o situație de normalitate în care Republica Moldova se va dezvolta într-un făgaș democratic, normal, al bunului simț, dacă doriți, pentru că, nu în ultimul rând, contează și acest lucru. Am reținut cele spuse de domnul Râtu. Cred că, într-un viitor, urmează să atingem anume acest nivel de dezvoltare în cadrul societății noastre, când poate mai puțin vor fi necesare reglementări și cu toții, de la simplu cetățean, până la concurențe electorale, deputați, președinți și așa mai departe, vor respecta legea din interior și nu din cauza că sunt cumva impuși de vreo instanță sau de vreo cod electoral sau o altă prevedere. Deci acesta este ceea ce, sau spre ce ar trebui să tindem probabil noi cu toții și sper să dăm start, începând de astăzi, unor discuții mult mai ampli la acest, înspre atingerea acestui obiectiv de durată, probabil. Eu vă mulțumesc tuturor încă o dată și vă doresc succes în tot ceea ce faceți dumneavoastră în organizațiile pe care le reprezentați și ție îți mulțumesc, Elena, pentru susținere, suport în cadrul acestui eveniment inclusiv cu activitatea pe care o ai în cadrul coaliției, pentru efortul pe care îl faci și diseminarea acestor informații și către alți membri. Și, sigur, la final, un mulțumesc aparte și traducătorilor care au lucrat alături de noi și au făcut posibil ca aceste mesaje să fie înțelese inclusiv și de către partenerii noștri de dezvoltare, donatorii și alți actori interesați care au necesitat traducerea de parcursul evenimentului. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună tuturor în continuare. La revedere și fiți în siguranță. Doar vă reamintesc, raportul este prezent deja, poate fi accesat pe pagina Promolexului, iar prezentările de astăzi vor fi expediate tuturor celor care au confirmat că particip la eveniment. Așa că verificați cutiile poștale. Fiți în siguranță, la revedere! La revedere! Mulțumim, o zi bună! O zi bună! La revedere! La revedere, zi bună! V-am ascultat! Mulțumim, la revedere și o zi bună! La revedere tuturor! La